găsit, dragi prieteni, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Iată-ne la un nou episod al podcastului Petrișor Imperfectul Simplu. M-am bâlbâit un pic pentru că am mai mult decât un cavaler, o somitate în sportul craiovean. Îi și spun numele domnul Marian Bondrea, omul care în adolescență și în tinerețe ne-a făcut cele mai frumoase duminici în Valea Roșie pe stadionul Electroputere. Eu, când mi-am pregătit emisiunea, am și scris așa: Marian Bondrea, doctorul de fotbal. Bun venit, domn profesor! Petrișor, mulțumesc pentru prezentare. Nu e chiar așa, nu, am fost și sunt un om obișnuit. Cred că am fost și unul dintre antrenorii, știu, la locul lui. Am făcut niște lucruri bune, altele mai puțin bune. I-ați făcut de carte recordurilor. Sportul e cu suișuri și coborâșuri. Craiovean Jet Beget? Da, născut, crescut în Craiova. În ce zonă? Asta nu știm. Viața personală niciodată n-a fost atacată. Dacă să, și cei tineri care poate o să audă de unica performanță care există în fotbalul românesc înregistrată, nu? Să vii din divizia C direct în cupele europene, e de cartea recordurilor. Da, la vremea aceea a fost o performanță unică, după câte știu eu, nu numai în Europa, chiar și în lume. Ulterior s-au mai întâmplat evenimente de genul ăsta și este un lucru bun. Asta înseamnă că respectivul club a avut stabilitate, a avut încredere în staful tehnic, adică toate au coroborat ca să iasă această performanță. Electroputerea a fost o echipă, eu știu, ajutată numai de uzină. Muncitorească, să spunem. Muncitorească, cu, eu știu, elemente dispuse să facă ceva deosebit, fără o stimulare din asta materială extraordinară. Cred că în afară de salariile din uzină și eva bonusuri, așa să zicem, din când în când, singura dorință era de a performa și de a ajunge, eu știu, de fapt chiar asta era fraza pe care le-o debitam în fiecare zi: jucați, dacă nu sunteți mulțumiți aici, mâine veți juca în altă parte unde fiți foarte mulțumiți, de voi depinde lucrul ăsta. Ați fost mijlocaș defensiv? Sau ofensiv? Eu cred că am jucat toate posturile, da. Mijlocaș a fost... Știți de ce? Pentru că a spărat întrebarea. De unde a început Marian Bondrea în Craiova? De unde a început traseul către fotbal? Pe Maidan, cum se juca pe vremuri, am făcut-o de foarte tânăr, dar în performanță, să zicem, am intrat destul de târziu, la 16 ani. Era campionatul acela care, din păcate, nu se mai ține astăzi și eu zic că e o pierdere, Inter școli. Și într-o semifinală, Agil Iordănescu, un antrenor pe care îl respect și l-am apreciat în mod deosebit, a venit să vizioneze respectiva semifinală și m-a întrebat după joc dacă sunt legitimat undeva și dacă aș vrea să vin la Electroputere. Bineînțeles că am fost foarte deschis. La ce școală? Ce liceu reprezentați atunci? Liceul 3, Elena Cuza. Elena Cuza, în centru. Băia de centru. Da. Și totuși îndrăgostit de fotbal. Era și perioada, dacă azi 66, exact la 2 ani după ce intrase Craiova. Era microbul în bănie. La promovarea Craiovei am stat ca toți copiii lipit de gard, în fund, pentru că ne certau cei din, în primul rând, să vedem acel joc. Ne-am bucurat cu toții. La fel s-a întâmplat și la primul meci din divizia pe tineretului. Fostul tineretului care nu mai există acum, da? Practic, la cât ați început fotbalul? Sau pe Maidan, în centru, unde se juca? Păi nu, pe Maidan am jucat dintotdeauna, dar am spus oficial la Electroputere la 16 ani. Ați prins meciurile acelea, că erați băiat de centru, ați prins meciurile acelea pe la Obedeanu? Cred că peste tot am jucat. Iar dacă mă leg puțin de perioada asta de juniorat, să știți că deși Universitatea era echipa, zicem, și iubită și cu condițiile cele mai bune, de fiecare dată cine a performat a fost Electroputere. Am jucat de două ori în acea perioadă în semifinalele de junior, în campionatul de junior, cum era pe vremea aceea. Țin minte că a fost o semifinală uluitoare la Pitești cu Steaua. Steaua care avea o echipă de top. Era deja Steaua sau tot CSEA era? Nu, Steaua. Steaua. Cu Iordănescu, Naum, Ciugarin, Ispir, Ștefănescu. O echipă extraordinară. În mintea noastră e că a fost că avem o șansă. Chiar țin minte că domnul Iordănescu zicea: băi, Marine, hai,
țin pe Iordănescu sau Marchez. Adică unchiul spunea să-l ține pe nepotul, nu? Să-l țineți pe nepotul. Înțeles, am... Chiar că puțin, cred că puțin tine sau cei care fac fotbala știu că unchiul lui, lui Puiu Iordănescu, Gigi Iordănescu, a fost un antrenor remarcabil în tot ce a însemnat pepiniere și descoperire de copii și tineri. Deosebit, a fost foarte preocupat și în ciuda faptului că, eu știu, nu avea școli din astea deosebite, era un antrenor care știa absolut tot, sigur că da. Da, a fost o semifinală pe care, bineînțeles, că am pierdut-o și am pierdut-o la un scor destul de mare, 6-2, dar a fost mare lucru să ajungem până acolo. Debutul la seniorat? Mai departe a intervenit regula asta cu prezența juniorului pe foaie, deci nu în echipă. Echipa Electroputere era destul de consolidată, de sudată, cu foarte mulți jucători mai în vârstă, experimentați. Domnul Oțeleanu, Alache Oțeleanu, era antrenor. Era foarte greu să intri în echipă, în orice caz, cele 34 de echipe, în 34 am fost pe bancă. Am făcut toate deplasările, Baia Mare, Satu Mare, Oradea, cu trenul, bineînțeles, condițiile erau minime. Dar în același timp mi-a prins bine, îmi spunea Tuțu Spinghel, portarul, că înainte de a muri, domnul Țeleanu i-a zis, băi, aveți grijă de copilul ăsta, că e bun, dar mai luați-l de urechi, că driblează prea mult. Adică dumneavoastră. Da. Foarte puțin s-a vorbit de cariera de jucător al noastră. Da, pentru că n-a fost, eu știu, strălucitoare. M-am prezumat, eu știu, la jocul ăsta, la Electroputere, am ajuns o perioadă la... A fost într-un anul în care Craiova a devenit campiona unui mari iubiri, când s-a pierdut titlul acela cu Cânte, cu Steagul Roșu, cu CFR Cluj. Da, și la universitate am fost 34 de etape. Tot campionat. Pe bancă, dar am jucat, eu știu, 4-5 ori, nu mai rețin. Cel mai mult am jucat în meciul Steau la București, 6-2. Acel 6-2, de pomină. Da. Veneam după un turneu în Cipru, în care fusese unul dintre jucătorii importanți ai echipei. De ce? Domnul Cerneanu juca întotdeauna acasă cu doi fundași centrali, în deplasare cu trei fundași centrali. Iar Sameș era convocat la echipa națională, fusese la un meci în Rusia, și deci nu era prezent și atunci trebuia o umplutură acolo, lângă Deselnicu și Bădin. Și m-au găsit pe mine, deși fizicul nu m-a avantajat, dar în orice caz am făcut un turneu foarte reușit în Cipru, chiar foarte reușit, că s-a pus problema chiar eu să încep la meciul cu Steaua. Dar discuțiile, am înțeles și eu ulterior, între antrenor și șefii echipei, Oblemenco, Deselnicu, au spus, domnule, avem totuși încredere mai mare în Bădin, experimentat, pentru că Sameș nu putea să lipsească din echipă. Dar în orice caz a fost bucuria mare că am fost și eu lângă niște titani. Balaș, Oblemenco, mai târziu. Nu veni în 73 Balaș, parcă intră. La echipa de tineret, că la echipa de tineret am jucat mai mult. Ștefănescu a venit în 73 la schimb cu Sameș. Da, iar ce s-a întâmplat ulterior, după cantonamentul de la Poiana Brașov, am avut o relație foarte, foarte apropiată cu Ilie, Sibiu mă dorea neapărat. Șoimi Sibiu era pe vremea aia și am aranjat cu ei să plec din hotel noaptea. Era o cabană, de fapt, nu era hotel. Pe un gemules pe acolo. Ilie trăgea de mine. Nu pleca, hai că-i schimbăm, că se lasă și Ivan, se lasă și Strâmbeanu. Băi, Ilie, le-am promis la ăștia, plec. Și am plecat. Probabil a fost o greșeală că am plecat. Probabil să prindeam echipa. Că Ilie a și prins-o imediat. Îl și iubeau, în special Ivan. A avut grijă de el, l-a încurajat în permanență. Dar așa este viața, sunt trasee și trasee. Așa am gândit la momentul acela. După Sibiu, terminasem și facultatea și știți cum era cu stagiatura atunci, fusesem repartiță la Centrul de Cercetări de la Electroputere. Pe ce ați terminat? Ați terminat științele economice. ISEU la zi. Și perioada aia de stagiatură era obligatorie de 3 ani. La Sibiu, cât am stat 2 ani de zile, am stat muncitor necalificat. Am fost obligat să mă întorc. Electroputere nu m-a mai lăsat la universitate, au spus că mă dau afară de la servicii. A trebuit să rămân la ei. A fost o bucurie pentru că la Electroputere am sigur că joc. Iar pentru mine jocul a fost esențial, fundamental. Da, ISEU la zi și sunteți doctor în fotbal. Ulterior și la propriu și la figurat. Ulterior am făcut și Facultatea de Educație Fizică și Sport, IEFSU din București. Chiar așa, eu știu că o remarcă. La 33 de ani eram, cred că cel mai tânăr antrenor cu categoria 1, care era un maximum la vremea aceea. Echivalentul licenței pro de astăzi.
S-a terminat brusc cariera, pentru că, dacă am datele corect, în 78 la Electro, la 28 de ani, ați încheiat cu cariera de jucător. Nu în totalitate, pentru că după vreo jumătate de an, un an de zile, a revenit la echipă Titi Deliu, care mă fusese antrenor și m-a rugat, eu știu, echipa era într-o situație destul de precară. Se dorea promovarea cu orice preț, să revin. Am revenit spre final, eu știu, campionatului, dar fără să reușim promovarea. Iarăși a fost o perioadă în care am renunțat, pentru că era obligativitatea stagiului militar, puternarea facultății, îl tot amânasem și a trebuit să-l și fac până la urmă. La 28 de ani? La aproape de 30. La 30. Da, da. S-a întâmplat și chestia asta la București. După care eram așa într-o situație de răscruce, nu știam în ce parte să o iau. Fotbalul era totuși lucru pe care îl preferam. Și ca economist m-am simțit destul de bine, chiar am și fost în producție o perioadă bună de timp. La Electro? La Electro, da, la Centrul de Cercetări. La CCSIT. La CCSIT, da. Și profesorul Petculescu, care era antrenorul echipei, iarăși m-a rugat să revin. Echipa iarăși se afla într-o situație... Era faina de vreme. Delicat, exact. Am revenit. Spre sfârșitul turului, profesorului nu i s-a mai prelungit detașarea cum era pe vremea aceea, a trebuit să se întoarcă la catedră și spre marea mea surpriză, președintele clubului, Romică Dumitrescu, zice: vezi că preie echipa. Păi cum să preie eu? Păi foarte bine, era ești asta? În 81. 81. Zice, ești antrenor, ai diploma, ai tot. Nu? Și, da, bre, dar eu sunt coleg cu ăștia, naibii, acum ce fac, îi cert. La 31 de ani deja? Da. Și am luat echipa, am terminat destul de bine campionatul, nu știu dacă am pierdut, cred că două jocuri am pierdut, dacă țin bine minte. Am făcut și puțin curățenie, am intrat și în conflict cu niște colegi de echipă care, știu, erau apropiați ca vârstă de mine, dar... Celebri, denumiți sau? Da, e destul de celebri, dar nu mai descurcăm orice. Majoritatea sunt greu și să nu... aștepte pe stradă. Nu cred că pune problema. Glumesc. În anul următor am promovat cu o diferență foarte mare de puncte. Foarte, foarte mare. În Liga 3 în a doua, nu? În Liga 3 în a doua. Un parcurs foarte bun și în Liga 2. Cred că bine, era o Liga 2 foarte puternică. Trei serii de 18, nu? Știu că am avut Târgu Mureș, Vâlcea, echipe puternice. În fine, un parcurs destul de bun. Deci, practic, între 78 și 86 a fost... fieful tehnic al la electroputere. Da, da, da. Mai întâi în Liga 3, după aceea în Liga 2, iar în campionatul următor de Liga 2, insistențe foarte mari, de data aceasta Șoimi nu mai exista, era Inter Sibiu, dar mă știa toată lumea acolo și ca jucător și mi-a plăcut și Sibiu era în serie cu noi și probabil asta a contat destul de mult. Au insistat foarte mult să ajung acolo, am găsit înțelegere la conducerea electroputere, m-a ajutat foarte mult, fără cuvântul dânsului, puteam să plec de la CCSIT, domnul director Amzu, m-a ajutat foarte mult în sensul ăsta și am ajuns la Sibiu, în acea iarnă. Iarna al 86, dacă nu s-a cum. Da. Am procedat la o pregătire în asta intensă, chiar, bine aminte, am făcut 3 cantonamente în acea iarnă și la o selecție riguroasă a jucătorilor. Am pregătit campania pentru anul următor, în care am și promovat în... Da, ați băgat Interul, ați rămas, că ați dus Interul pe prima scenă. Pentru prima dată intrau, nu? După 28 de ani. După 28 de ani Sibiu a intrat în prima ligă. Este și momentul în care... Deci au curs ofertele, nu? Veneau ofertele. Nu neapărat, din potriva. Și vreau să rămân la Sibiu. Eram atașat de oraș. Aveam foarte mulți prieteni acolo, mă simțeam bine. M-a chemat... primul secretar, secretarul organizatoric, domnul Pescar. Așa, să mă felicite, să mulțumească și să-mi spună că nu mai pot să rămân la Sibiu pentru că mă dorește neapărat domnul Ica Bărbulescu la Feciul. A fost un mod elegant de a... Vrei, nu vrei, te duci la Scornicești. Da, de a mă pasa de acolo. Un sezon, nu? A venit antrenor domnul Ardeleanu. Ulterior am făcut și eu o legătură, Ardeleanu fiind la Sportul Studențesc, domnul Ceaușescu la Sportul, cred că asta a fost manevra.
Da, la Feciolt iarăși am avut o perioadă foarte bună. M-am răzbunat într-un câtva pe Sibiu, pentru că am bătut la Scornicești cu 4-0. Așa. Dar a venit Revoluția, așa îi zice. Și din 25 martie 89 ați preluat pe electroputere. Da, și de aici începe aventura. Am rămas pe din afară, am sperat că cineva o să mă solicite, dar era abia începuseră adică toate campionatele, dar în primul rând mă interesa prima ligă. Aș fi acceptat și Liga a doua, fără niciun fel de probleme, dar nicio solicitare. Și v-a dus în Liga 3. Nu, da. În fine, da. Iar cei de la electroputere au insistat, neavând niciun fel de angajament. Ofertă de angajament, zic, bine mă, hai că vine așa, trebuie să plătesc niște datorii mai vechi. Bun, ați intrat atunci în Liga 3, ați defilat, pentru că ați marcat 100 și ceva de goluri. De aia zic, mai spectacolul... Mai mult, 100 și ceva, păi 100 de goluri am marcat și în Liga 2. Și în Liga 2. 100 nu ne aștepta nimeni să promovăm, mai ales că Liga 2 era destul de puternică, erau alte favorite pe vremea aceea. Apăruse conceptul de antrenor-manager, v-au dat mână liberă? Nu, dar la electroputere tot timpul a fost mână liberă. Adică oamenii au fost așa de, fini, discreți. M-au ajutat de fiecare dată cât a fost nevoie, atâta cât se putea, pentru că era o perioadă în care nu erau foarte multe posibilități. Am avut și un program destul de greu la început. Primul meci l-am avut la Râmnicu cu Vâlcea. Mașina de la electroputere, autocarul se strica tot timpul și de data asta s-a stricat, am rămas pe drum. A trebuit să-l sunăm pe domnul Dumitrescu. Băi, ne-a rămică, ce facem? Uite, suntem pe la Prunden, nu știu pe unde mai bine. Păi și ce ați făcut? Îi zic, na, ce importanță are ce am făcut? Hai mă, spunem, i-am bătut, 3-2. Hai, de ce mă minți? Hai, spune realitatea. Nu le venea să creadă, în fine. După aceea, la Sportul 30 decembrie, iarăși o echipă protejată și care dorea răspunvezi, am câștigat și acolo. Deci a fost un traseu foarte bun. Am marcat și foarte multe, am înscris și foarte multe goluri. Deci a fost o perioadă foarte, foarte... Dar ați avut și o pepinieră bună. Știu că era o istorie la un moment dat că primii patru de la CSS Craiova îi lua Universitatea și restul îi lua Electro. Nu, asta s-a întâmplat când am promovat în prima ligă. Ce se întâmpla? Ulterior, și în divizia C și în divizia B, am luat jucătorii care erau liberi de contract. Adică Universitatea renunțase la ei, școala sportivă nu avea în plan și cam așa am făcut treabă. Iar cristalizasem deja o echipă. Am mers după Bița, am mers după Olaru, l-am adus pe Iriza. Și așa, ca un cancan, chiar nici nu știu dacă e bine acum, cred că am fost antrenorul care i-am propulsat cariera lui Gică Popescu. De ce spun asta? În divizia aceea am jucat la Calafat și mi-a plăcut enorm de mult extrema lor dreaptă. Era jucătorul cu numărul 11, junior. Chiar am scris în caietul meu, juniorul rău, în ghilimele, în sensul cel mai bun al cuvântului. Aranjasem la electroputere, m-am dus după Biță, cum m-am dus după Olaru, după Iriza, să merg și după Gică Popescu. Ca de regulă se strica mașina. În luna aceea când trebuia să plecăm, s-a stricat mașina, n-am mai putut să plec, de marți aveam antrenamente. Ghiță, sau Iovan îi spunea înainte, antrenorul la Calafat, i-a sunat pe cei de la Craiova, vezi că vrea să le ia electroputere și așa a ajuns Gică. Gică Popescu la Universitatea Craiova. Mi-a părut foarte rău, dar așa e istoria. Care e realitatea cu cei 6, nu 4 jucători? CSS avea un contract cu Universitatea ca de fiecare dată să cedeze cei mai buni 6 jucători Universității. Bineînțeles că ei propuneau, dar Universitatea sau 6 și s-a întors clasamentul. E povestea, da. Cred că zis în stilul caracteristic de Petre Desenicu. Eu îmi făcusem echipa să plec în cantonament în vara aceea. Aveam cantonament, nu mai știu pe unde, cred că la Sinaia, acolo era cam locul nostru de bază. Și Mireanu vine cu 5 jucători la antrenamentul meu de după amiază, o zi înainte de a pleca în cantonament. Și spune, uite bă, Marian, ăștia sunt foarte buni 5 jucători, Universitatea a refuzat, zice, i-a luat pe alții. Apropo de alții, singurul care a ieșit din ei, alții care i-au luat, Călin. În rest, Gusti Călin. Da. Așa. Care a făcut un meci magistral cu dumneavoastră când ați luat locul 2 cu acel 3-2 cu Dinamo, nu? Dinamo, da. Zic, măi, n-am cum să iau, îmi pare foarte rău.
N-am cum, efectiv, n-am cum. Știi că noi avem locuri limitate. Adrian Ilie, Gabi Popescu. Mirea, Paraschiv și Budoiu. Mirea sau Ion Mircea? Nu. Ion Mircea, eu l-aveam deja. Da. A doua zi dimineața trebuia să plecăm în cantonament și bineînțeles că s-a stricat din nou autocarul. N-am mai plecat. Și atunci le-am spus băieților, bă, dacă tot plecăm mâine, veniți după amiază să facem un antrenament. Și da. M-am pomenit cu Mireanu iarăși, cu jucătorii, dar n-am mai venit și cu Budoiu. Dacă venea și cu el, îl opream și pe el și nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. Știi povestea cu Budoiu. El a plecat la Râmnicu Vâlcea, a jucat titular la Vâlcea, la Faru și a avut accidentul acela și a murit. Copilul acela, un copil foarte bun, cu siguranță îl opream și pe el. Când i-am văzut la antrenament, da, zic, ce, măcar primește la antrenament să-i vezi. Imediat am dat telefonul domnului nostru, uite, au apărut 4 copii foarte buni, ce facem, că nu avem locuri, că nu știu ce. Ia-i că suplimentăm, vedem noi ce facem. Și așa au ajuns la cine era atunci, cine era? Directorul cel mare era Amzo. Directorul, da. Iar era un om cu totul și cu totul. Și printre cei 4, 2 de clasă mondială, nu? Adrian Ilie și Gabi Popescu. Popescu, da. Paraschiv era poate chiar peste ei, numai că viața nesportivă, să zici. Nu. S-a îndrăgostit de o fată și s-a dus după ea la vânt jumare. Și a găsit balon cu ei. Chiar a făcut un meci mare cu Steaua aici, când am bătut pe Steaua cu 1-0, el juca fundaș central. Și cei de la Steaua erau foarte mirați. Cine este? Așa cum mergea pe piață din careu. Un joc senzațional. Și am zis, este un copil talentat, de unde e, de la școala sportivă, în fine, sunt mare viitor ăsta, o să ajungă ca Belo Dedic. Dar uite că s-a întâmplat să nu-i placă așa de mult fotbalul și n-a ajuns. A ajuns în schimb Ilie și Gabi Popescu, doi jucători deosebiți, amândoi foarte preocupați, cu minții. Da, ați fost și dumneavoastră chitit atunci pe chestia foarte, asta. Și Mirea, fundașul stângă, era foarte, foarte bun, de mare viitor, numai că avea niște probleme încă de pe vremea aceea cu spatele. Spatele. Da. Dumneavoastră ați fost atunci, acel traseu e... Nu are cum să fie galat și în condițiile în care erau, că era imediat în perioada de tranziție, societatea mergea și totuși a reușit performanța asta din Liga 3 să ajungi. A fost anul în care ați terminat în fața Universității Craiova, locul 3, nu? Pe 3, da. Și a fost și acel meci clasic, dacă nu, celebru 5-4, nu? Electro Universitatea să dea Craioveanu 3 sau 4 goluri. Nu, aia a fost altă dată, cu altă ocazie. A fost atunci. Când am promovat, noi ne-am promovat, i-am bătut pe Universitatea cu 1-0, era Nelu Ablemencu, cred, antrenor. A dat Adrian Ilie prin minutul 80, cred, la un corner cu capul. A fost un joc frumos, echilibrat. Dacă câștigau ei, terminau ei înaintea noastră, dar jocul cel mai, știu, așa fascinant a fost cel de la Petrolul Ploiești, pentru că și ei erau în luptă. Și chiar la ei acolo am jucat, pe bancă a stat și ministrul Dănescu. A fost o victorie pe care, eu știu, nimeni nu o anticipa, adică să-i bați pe Petrolul ei acasă în niște condiții cu 2-1, în luptă directă pentru calificare în UEFA. E, după meciul ăsta s-a trezit interesul. Da, am bătut și pe Universitatea, nu mai știu cine a venit între timp, iar ultima etapă era cu Sportul. Dacă Sportul ne bătea aici, Ternam pe 4 și Craiova pe 3. Numai că n-au reușit. Câștigat noi cu 2-1. Da, și cred că a fost și singura prezență în cupe pentru Electron, nu? În cupele europene, cu Panathinaikos. Da. Deci era o trupă venită Silviu Lung la Electron, nu? În prima ligă, da. Silviu Lung a fost împrumutat de Steaua. Da, a fost împrumutat Silviu Lung aveați o trupă... Păi, cred că el a fost baza reușitei, pentru că fără el era foarte, foarte greu. Cred că a fost unul dintre cei mai buni ani ai lui Silviu ca portar. A contat nu numai ca jucător, ca profesionist, ci și ca om. A coagulat în jurul. Era cumva și antrenorul dumneavoastră din teren? Era... Da, sigur că da. Era capitanul echipei, nu? I-a încurajat, nu, capitanul a fost dintotdeauna Biță. Biță, da, George. Da, George. Și după acest traseu fantastic, care nu putem să trecem peste el, deja v-a curtat și v-a și luat Universitatea Craiova. Da. Unde am câștigat Cupa României în primul an, terminat pe locul 3. Anul următor am avut un traseu, zic eu, destul de bun. Cred că a fost singurul an în care Universitatea, sper să nu mă înșel, a bătut pe Steaua și la Craiova și la și pe Dinamo București, la fel. Și pe Dinamo la fel.
Și pe 1 mai 1994 a fost acel 3-2, nu? Ne-am bătut cu 3-2 pe Dinamo. Da, păi da, în anul acela, da. Am bătut cu 3-2 pe Dinamo și am făcut 1-1 cu Steaua, ne-a egalat prin un penalti așa acordat. Și Craiova era totuși, era destul de bine cotată și la titlu atunci. Îl câștigam fără probleme dacă nu era... Bine, acum vreau să-mi ia cineva în nume de rău sau să mă victimizez, dar deja era scrisă demiterea mea și probabil nu era voie să câștigăm titlu. Aoleu, ea nu când ați fost suspendat, dar nu mai știu pentru suspendat ce. Suspendat 9 luni, parcă, eu știu, trebuia să nasc. Pentru? Da. Să naceți o altă echipă, poate. Dar de ce cine v-a suspendat atunci? Clubul sau cine? Nu, federația, dar la sugestia clubului. Chipurile nu știu ce aș fi făcut. Da. Și celebra finală de cupă cu Bistrița în regie, că am văzut că din București umări un Giulești, dar a fost în regie. Și aia, tot așa... Sunt niște mituri, că s-a făcut antrenament dimineață, că unii deja erau deconectați, să făceau niște, cum să zic eu, intermedieri de haine de piele. Asta în vestiar, da, se dădeau la anumiti jucători niște haine de piele, m-am rugat pe respectivii. Vă rog frumos că e totuși, hai să nu știu ce, după ce, bă, profesorul, ce dracu, dacă nici pe ăștia nu-i bate și, în fine. Îi lații mă întrebau de ce se întâmplă treaba asta, iar apropo de chestia asta cu antrenamentul. Păi, Bedrișor, gândește-te că în vremea aia nu era modă cu antrenament în ziua jocului. Nici deci, acum nu și, e. Și să și fi vrut eu să fac antrenament, nu era modă. Dar cine a scornit-o? Că parcă a apărut și în ziare chestia asta după. Nu știu, ideea era să mă elimine ceea ce s-a și întâmplat. Și a întâlnat pe cine incomodă? Păi venise Păunescu, George Păunescu și probabil se urmărea un alt traseu sau eu știu, alți prieteni ai universității. Și am pierdut și cupa și campionatul pe niște orgolii sau pe ce? Acum am spus să nu mă victimizez, dar probabil asta a fost realitatea. Pentru că mergea echipa de aia, că vorbeați la un moment dat de Călin, ce meci, ce au Gusti Călin, te spuneau... Echipă foarte bună, păi sigur că au și mers la campionatul european, Papură, Stângă. Călin, jucător foarte bun, l-a dus SMP Bițe. La mondial s-au dus? La 94. La mondial. La mondialul din cel mai bun mondial al României. Da, la mondial. Am zis altceva? European, da. Nu mă gândeam că 94, 92 a fost european. Da, la mondial. Deci un Gică Craioveanu și așa mai departe. Era un lot extrem de valoros. Extrem de valoros. Da. Ce istorie și cu Gică Craioveanu... parcă și dumneavoastră să încheiem, dar se zvonea că n-a prins foarte mult timp lotul pentru că a fost la mijloc diferent. Ura, parcă, sau cum să-i zic eu, nemulțumirea lui Gică Popescu, ca să nu mai... Nu cred că a fost ăsta motivul, nu cred că a fost ăsta motivul. În orice caz, când am venit, el nu mai făcea parte din lot, primise liber și am înțeles că vrea să se întoarcă la Slatina. Cred că nu juca pentru că era și o concurență destul de mare, nu era jucat, dar în niciun caz nu Gică Popescu cred că a fost motiv. Nu, la lotul național. La lotul național. De lotul național vorbeam. Da, asta nu știu. Și aici se spune că până nu și-a luat singur mingea și a bătut toată pe Dinamo, cred că era un retur de cupă, până nu a luat singur mingea de la mijloc s-a dus, pentru că se spunea că Stângă nu jucau cei din lot. Nu... Asta înainte de a veni eu la echipă? Da, atunci când a venit. Nu știu, în orice caz, condiția mea a fost că vin, a insistat foarte mult Jean Nițulescu să vin și am zis, mă, una dintre condiții să revină Craioveanu. El făcuseră și capitan, parcă, printr-un turneu. Nu, eu l-am făcut. L-ați făcut, băi, îl făcuseră, ți-am zis. Capitan, sau l-ați făcut la un moment dat. În vara aceea am avut un turneu în Franța, un turneu extraordinar. Am avut meciuri numai de cel mai înalt nivel, cu Auxerre, Nantes, Sochaux, în fine. Și un turneu și cu Ghinion, pentru că după ce s-a accidentat în finala cupei Emil Sandoi, în ultimul joc cu Sochaux, în modul că și Neagoe și Zanfir au suferit accidente grave, rupturi de ligamente, a trebuit să renunțăm și la încă doi jucători de mare importanță pentru echipă. Spuneam de Craioveanu, a făcut niște jocuri extraordinare acolo, nu mai știu, primul cred că a fost cu Nis sau Năm, nu mai știu, în orice caz a jucat Carambe la echipa aceea. L-a făcut ca la Nufărul. De adevărat că era desemnat contractul atunci în vara aceea, dacă nu-și rupea piciorul, trebuia să plece? Da. La Lyon, parcă, la Olympic Lyon. Parcă. Cred că la Ren. Sau la Ren, nu știu. În orice caz, contractul era semnat, mare ghinion a avut și Emil, dar e vina lui, am spus, și după ce s-a refăcut
Eu și piciorul l-a întins și Brătianu l-a întins, parcă Brătianu l-a, nu? Nu Brătianu, nu, Brătianu. Nu, Vasile, nu știu cum era. Sau... scapă mine acum. A fost vina lui în totalitate, pentru că era o schemă, toată lumea s-a așteptat să bată Săndoi și făcusem o schemă, el să simuleze șutul și să execute prin pasă ușoară laterală Zamfir. El a uitat de chestia asta și uite că... luat de importanță meciului, de atmosfera din tribune, totuși în fine, era. Și lui Craioveanu i-am transmis după turneul ăsta, când capitan de echipe după Săndoi a fost Zamfir, după Zamfir era Neagui, nu mai aveam niciunul. Și atunci l-am chemat și i-am zis, băi, vezi că începând din acest moment ești capitanul echipei. Cum să fiu eu, că eu sunt cu glumele, eu sunt cu ăștia, nu mă ascultă nimeni. O să rămâi cu glumele în continuare, dar o să-ți mai schimb cât de cât așa din comportament, ai o responsabilitate, ești un jucător în care eu cred, echipa crede în tine pentru că arăți și arăți în teren, în fine. Și s-a schimbat și uite așa, Gică Craioveanu a ajuns unul dintre jucătorii cei mai importanți. Da. În anul în care teoretic puteam să repetăm eventul. Puteam să câștigăm campionatul fără probleme, iar de cupă nu mai vorbesc. Cupă nu mai vorbesc. V-a scârbit chestia asta? De aici... păi m-au și eliminat. Au inventat povestea aceea de la Bistrița, cu înregistrări, cu chipurile eram și arestat, mama era să leșine, în fine, prin ziar. Meciul aranjat la Bistrița, când a bătut Bistrița, ce mare scofală, când a bătut Bistrița în penultima etapă cu 3-2, un joc care nici nu mai conta. Noi aveam vreo 10 puncte în fața locului 3. Și acolo Tatajan oricum era împărat. Puteam... da, în fine. Își lua toate măsurile. Și a fost un, eu știu, un argument al lor și pierderea cupei ca să mă elimine. Dar eu fusesem eliminat înainte de treaba asta. Și am mers la campionatul mondial cu gândul să renunț o perioadă la... la fotbal. La fotbal eram așa de supărat, ce să spun. Piteștiu a insistat foarte, foarte mult. Domnul Stroiem a dorit neapărat acolo. Am avut și niște discuții Universitatea Cluj. Ia aveți dar... un panoplie național, Dinamo, atunci când v-ați dus la Dinamo, s-a făcut o gaură în cer, așa. Dar profesie e profesie. A dorit foarte mult. Păi și la Dinamo a fost altă istorie, m-a dat afară după locul 1. Da. Început să nu mă zbărăscă prea mult și nu era în regulă. Nu era bine, ne-am făcut o echipă foarte bună. M-a dat afară după... bine, a fost în retur, când echipa era pe locul 8 și a antrenat pe 5. Și am făcut niște progrese și am promovat o mulțime de jucători. L-am titularizat pe Contra, l-am titularizat pe Tararache, l-am titularizat pe Florindin Petre, pe Dănciulescu, i-am adus pe Grozavu, pe Hâldan, pe Cezardinu, pe Mihalcea. Și a fost o perioadă grea, că a trebuit să elimin niște jucători. Am eliminat pe Mateuți, un jucător senzațional, dar pe Cheregi, pe... deci când terminat să benzina. Da, așa a fost politica. La nivelul de mare performanță. Schimbăm echipă, schimbăm să întinerim lotul. Și l-am întinerit și cu toate astea a făcut o treabă frumoasă în campionatul care a început. Am fost în cea mai mare parte a timpului pe locul 1. Dar nu avea ce să caute un oltean acolo. Nu erați în mrejele lor. Da, erau... două puncte la victorie, după 15 etape, după ce am fost eliminat, aveam plus 4 la adevăr, în condițiile în care jucasem pe teren propriu. Că știți că se socotește da, adevărul da, 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 ăla. Jucasem și cu Steaua și cu Naționalul, care o termina pe 1-2, iar cei care au rămas după mine, în cele 19 etape, tot plus 4 au mai făcut, fără să mai joace acasă cu cele mai puternice echipe. Și au terminat pe locul 3 și a fost declarată cea mai frumoasă echipă din campionat. Iar următoarele campionate... dar revendicat, au revenit lui Dinamo, da. Istoria asta este, știți, pe care avem cât un destin. Începuse să vă scârbească așa sistemul ăsta din fotbalul românesc, pentru că ați plecat unde? În Altai, unde? În Turcia? Da, în Turcia. Am plecat la Altai, Smir, da. Unde mă, iarăși, m-am simțit foarte, foarte bine, dar și acolo erau neapărat interese, dar acolo era o luptă între bașcani, între șefii ăștia, care dă mai mult, care are mai mult. Se schimbau în permanență, cât am stat acolo, s-au schimbat vreo 2-3, iar Șube Bașcanu, adjunctul cum ar veni, care mă adusese de fapt și care insista foarte mult pentru venirea mea, mi-a zis, coach, gata, să nu mai stai, gata, am plecat eu, trebuie să pleci și tu. Da.
Și a trebuit să plec. S-a mai întâmplat și altceva care, de fapt, a fost lucrul care m-a determinat. Tatăl meu era foarte, foarte grav bolnav și la nicio lună după revenirea mea a decedat. În fine, istorie. Era împătimit, plăcea fotbalul? De fapt, cred că da, că dacă v-a lăsat de mic, nu? Nelipsit era de la meci. Ați revenit în fotbalul românesc. Electro, devenise extensiv 97-98. Devenise extensiv, da? Un sezon aici. A insistat foarte mult să revin la ei. Tot așa, era toamna, cred, târziu. Și ne-am bătut până în ultima etapă, deci am jucat barajul ăla și ăla cu Cântec. Cu Sport? Nu, cu Oneștiu. Oneștiu la Făgăraș, da. Nenea ăla, de dădea bani pe la toată lumea și a murit sărac sau cum. Nicolae, nu, cum îl chema? Nu mai țin minte. Un tip cum se gade. Da. Iar m-a claxonat la un moment dat în București, n-am știu cine e, și a deschis geamul la un stop acolo și zice, profesore, nu ești supărat pe mine. Eu m-am uitat așa, zic, dar ce motiv aș avea? Păi ce, nu știi cine sunt? Sunt cu tare. Bine, n-am mai vorbit de mult de persoana respectivă, dar eu nu mai aduc aminte cum îl cheamă. Orice caz, era celebru la vremea aceea. Era și zice, trebuia să vă batem noi, dar... Deci luase toate... Și în anul următor am promovat la Pascu extensivul, adică de fapt i-am lăsat promovați. Tot așa cu două puncte la Adevăr, cu 8 puncte și iarăși am revenit, iarăși altă greșeală, iar am revenit la Universitatea, fără să-mi dau seama că nu se dorește. A fost un sezon așa, rău atunci, 99-2000. 99. Da, foarte rău, da, foarte rău. Am fost echipa atrasă a evitat retrogradarea pe final, ceva cu Foresta Fălticeni. Plecasem, da, nu mai știu, da, în orice Niculescu, caz. Niculescu, gol pe minutul 75, după care din nou FC Argeș. Da, din nou FC Argeș, la fel și acolo puteam să câștigăm campionatul, era și făcusem o echipă foarte bună, dar iarăși întâmplări, cred că o să-mi ia lumea în nume de rău, că tot vorbesc de chestia asta, dar cum îmi permit că oricum aș fluierat în biserică, cum? Nu mai sunt, da, nu mai sunt un fenomen și acolo, adică ne băteam pentru primele locuri și ultimele trei etape nu mai câștigăm nimic. La meciul cu Naționalul la București, îmi făceau semn după prima repriză vreo 6-7 jucători să-i schimb, că nu mai pot. Și ce se întâmplă? Nu, normal că nu puteam să schimb. Am schimbat până la urmă vreo 2-3, 3-0 ne-au bătut în ultimele 10 minute Naționalul și după joc Vali Linga, care era vicepreședintele clubului, zice, băi Marian, uite, zic ăștia că e control antidoping. Să-l facem? Păi zice, dacă vrem să nu-l facem, nu-l facem, că trebuia să ne anunțe dinainte. Păi zice, Vali, de ce să nu-l facem? Nu-l facem, de ce să ne punem rău cu Liga, cu chestia asta. Mă uitam, Nicolae Puiu a fost la Onești. Puiu, așa e, Nicolae Puiu. Da, facem controlul antidoping și Neaga și Buturugă ies pozitive amândoi. Neaga, care n-a luat niciodată medicația, de erau trei jucători care nu luau niciodată medicația clubului, o luau la doctorul Pompilu Popescu, la Lotul Național. Neaga, Dancea și Codrea. Deci niciodată nu luau ce așa. Iar Buturugă, până la acel meci, n-a fost niciodată în lot. La acel meci a fost rezervă, portar de rezervă, pentru că nu mai știu cine. Unul dintre portare era accidentat sau suspendat, în fine. Deși portarul de rezervă și el era dopat. Am făcut un scandal la Liga acolo, ăsta, Dragomir, ce vezi că te suspendi pe tine? Cum să mă suspendi, domnule? Hai să fom și mie control, că și eu sunt dopat dacă... Dacă sunt ei. Dacă sunt ei. Ați văzut acum ultima știre, fotbalul american, de frică să nu fie unul dopat, au dat urina unei femei de servici de la club, care e și dopat. Hai și că e sărcinat, jucătorul sărcinat. Nu știu cum e cu dopajul ăsta chiar așa. Bineînțeles că în etapa următoare ne-a bătut Rapidul și atunci a trebuit să schimb. Am schimbat absolut jumătate din echipă, o satură ăia care era și am promovat... vreo 4 sau 5 jucători. Tineri din ăștia, nu jucaseră niciodată. Jucam cu Steaua la București. Steaua cu Pițurca, antrenor, Steaua e echipă de top. Na. Ați avut așa 3-3. În sânge să promovați tineri, 3-3 nu? Am făcut, da, 3-3. Nu, jumate de echipă erau numai copii. Nu au promovat juniori. Le-ați dat permanent, ați dat credit tinerilor, cu jucătorilor. Tot timpul mi-a plăcut să lucrez cu tinerii și tot timpul m-am gândit că de fiecare dată cel puțin 2 jucători foarte buni de la echipă trebuie să urce. Asta a fost
știu, da, venea mea. Ceva și din, eu știu, tot dinăuntru fost... dumneavoastră, că ați fost un fotbalist care ați început târziu, ați simțit că ați început târziu pentru performanță? Da, am început târziu, probabil altele erau datele de... Și a pus amprenta a simțit dumneavoastră? Sigur că da. Dar cu toate știți de ce vă întreb? Pentru că, uite, Dorel Stoica a fost descoperit destul de târziu și a dat un... Adevărul e că a dat randament o perioadă, după care a dispărut, cum a apărut așa ca o stea. Sigur, contează enorm de mult. Iar astăzi ați văzut, se începe de la 5-6 ani, fotbalul de performanță. Bine, mă scuzați că vreau să terminăm tot periplul ăsta, domn profesor. Vezi că mor după prima repriză. Mor. Să-mi leșinească când bat 11 metri. Să mă ierte Dumnezeu și facem numai în țări exotice cantonament cu stretching de o oră și am acoperit tot. Sunt leșinați în teren. Deșor, hai și altceva vreau să spun. Foarte multe accidentări. Eu chiar vorbeam, am fost la meciul Universitatea 1948, nu? Da, da. Așa? Și vorbeam cu Emil Săndoi, da, și vorbeam cu Emil Săndoi după joc. Păi Săndoi, tu ți-aduci aminte, pe vremea noastră, eu aveam vreun accidentat la echipă? Sau Curmărei, că era în Craiova, la electroputere, am avut vreodată vreun accidentat și eu făceam pregătirea fizică și nu am avut niciunul. Noi veneam și la antrenamente, săream, nu că nu săream, pe la meciul, mai săream gardul după care s-a dublat, îi omorați la antrenament. Trebuie, auzi, păi cum faci supracompensare? Adică corpul, ca să performeze, trebuie de fiecare dată să urce, să urce, să urce, să urce. Limita organismului este nebănuită. Dar de ce au dispărut cantonamentele astea la munte? Că am zis că acolo chiar pui masă. Bineînțeles, adică pui da, și în timpul anului competițional. Adică antrenamentele, eu știu, le scurtez, să zicem, volumul, dar intensitatea trebuie să crească. Sau cel puțin un antrenament pe săptămână trebuie să aibă volum. Și asta cu... Acum se lucrează foarte mult fitness, foarte mult... Stretching, au luat-o de bună cu 5 contra 2, ăsta, 6 contra 2. Nu faci un scop din chestia asta, sunt și alte mijloace pentru antrenament. Urmărindu-vă așa de-a lungul, mi-a dat impresia că sunteți un foarte bun metodist. V-ați pregătit din timp, adică pe tiparul antrenorilor vechi care își face planul de pregătire cu tot ce trebuie. Și am mai văzut așa ceva la domnul Zbora, care la un moment dat îl întrebam, domne, de ce mor ăștia în teren? Și a zis, bă, băiatule, nu inventată de mine, de nimeni. Ia mari antrenori și o să spună că pe săptămână, ce facea, chit că era de handball, așa, cât e pregătirea la fotbal? Păi încălzirea e 45 de minute. Și cât e meciul? O oră jumate, o oră 45 cu pauză. Deci îți trebuie 2 ore jumate, cel puțin 2 antrenamente, ca și timp, ca să fie corpul în efort, 2 ore jumate, să-ți reziste un meci. Dacă mai ai și prelungiți și 11 metri, de-aia îți moră minutul 70. Da, bine, acum s-a schimbat mult tehnologia, în orice caz, ca să... S-a schimbat, dar îi vedem că mor, și nu numai la nivel național. Da. Acum mai sunt și alte motive, exodul ăsta de fotbaliști liberi de contract din afară, sunt preferați înaintea fotbaliștilor români și nu sunt cu nimic mai și impresarii presus. Sunt preferați. Da, și bineînțeles, ei au niște contracte bătute în cuie, nu interesează foarte mult ce fac, interesează să-și ia banii, contractul, vin cu mult negativism, așa, obiceiurile proaste, că noi românii suntem foarte buni imitatori, dar nu de bine, de rău, din păcate. Da. Sunt multe lucruri. Înainte, noi, antrenorii, chiar eram preocupați, chiar dacă nu aveam la îndemână foarte multe mijloace de informare, le căutam. Bibliotecile noastre erau biblioteci, erau acum pline, da. Vorba unui prieten, zice, bă, păi înainte programul de televizor se termina la 10 și atunci dacă se termina la 10 sau la 8, copiii citeau o carte, că nu aveau ce să facă, nu aveau calculatoare, nu aveau nimic. Așa și pe vremea aia, copiii dacă nu aveau ce să facă, mergeau la culcare. Ați fost pe sistemul nostru, ați fost pe sistemul antrenor-manager, dar și antrenorul era doar șofer, nu era, ca să zicem, cum e și Tadici câteodată. Adică lumea se rea și cu pregătirea fizică și cu ce mănâncă, cu alimentație, cu tot. Cu organizarea, cu tot, dar ne făcea plăcere. Noi eram numiți așa, eram doar antrenori, dar cred că eram figura vrea centrală. Vrea să controlați tot. Cred că eram figura centrală, adică eram și respectați, eram ascultați, adică jucătorii știau că cineva îi conduce și acel cineva care impunea respect și profesionalism era și respectat. Acum vedeți că antrenorii nu mai sunt respectați. Chiar citeam astăzi despre o declarație a lui Budescu. Mi se pare inadmisibil. Adică dacă te-a schimbat antrenorul, te-a schimbat dintr-un anumit motiv și
ăla e, n-ai dat randamentul scontat. Adică să spui că tu nu ești jucător și că tu ai venit să ajuți echipa. Uite, ai pierdut echipei în etapa trecută 2 puncte, care a dat 11 metri. Dar să fie victorie. Da. Adică sunt schimbat jucători foarte mari, dar Budescu face gălăgie. Deși Budescu l-am cunoscut și nu e un băiat, e un băiat manierat. Da, sistemul nostru, balcanismul de la noi, cred că îi ducem pe orice, Messi. Adică, bine, a dat 2 goluri și schimba pe minutul 70. Da? Sau Ronaldo, unde e în lumea arabă. N-a vrut să-l schimbe și azi mai vreau 5 minute. Da. Și nu comentează. Sigur că da. Nu, relația asta antrenor-jucător trebuie să fie o relație de șef subordonat, o relație de respect. Te respect, dar tu trebuie să respecti niște reguli, nu neapărat ale mele. Că nu le-am făcut eu. Regulile jocului. S-a schimbat nu știu, și atitudinea, dar și influența celor care finanțează, pentru că au venit finanțatori. Antrenorul parcă nu mai are mâna liberă, nu? Păi, vedeți, e un lucru bun că au venit, aduc bani, dar în același timp se implică prea mult în fenomen. Adică cam toți patronii, și nu-mi retrag cuvintele, cam toți, dacă nu chiar toți, se cred și antrenori, cunoscători. Ceea ce e cu totul și cu totul în afara fenomenului. Una este să privești, să ai impresia că știi, chiar dacă ai mai citit o carte, și alta e să fii pe teren, să dai cu piciorul în minge. Și pe lângă asta, că sunt convins că pe oricare dintre aceste mari personalități, iar aduce și i-ar ruga să lovească o minge, ar lovi o cu tibia sau cu călcâiul, sau dacă ar fi, eu știu, o minge care ar pluti pe sus, ar lovi în nas, și așa mai departe. Deci în momentul în care posezi fenomenul, atunci poți să stai și de vorbă vis-a-vis de el. Dar, v-am spus, ei mai nou fac și, cum să zic, achizițiile de jucători, antrenorul rămâne cu ce are el la dispoziție acolo să antreneze. Rămâne, dar când apar aceste mici conflicte sau mai mari, ați văzut că tot timpul e sacrificat antrenorul. Adică dumneavoastră a simțit-o, cred. Păi da, păi zice că e mai ușor să sacrifici. Păi da, dar când ești investitor și vine la tine să plânge jucătorul, tu iei partea jucătorului și, domnule, devine antrenor. Să face gașca aia, să fac bisericuțele de jucători. Nu, dar ei nu se gândesc că distrug niște vieți ale oamenilor. Discută, eu știu, despre un viitor al unor oameni. Familie. Și toate lucrurile astea, sigur că da, toate lucrurile astea contează. Adică jucătorul practic, antrenorul practic nu mai are cuvântul ăla de spus pe care l-a avut dintotdeauna. Performanțele se văd, că suntem ciuca bătăilor cu Azerbaijan, cu cine jucăm, nu în cupele europene, vai de mama noastră, pe românești. Nici federația nu ajută foarte mult. Regulile astea pe care le-a implementat în ultima perioadă, în loc să ajute, din potrivă, strică. Dumneavoastră spuneați că promovați, dacă e un tânăr care se impune, îl iei și îl bași, tu nu trebuie să te oblige cineva. Cred că n-a fost echipă pe care am antrenat-o să n-am cel puțin 2-3 jucători, 4 jucători sub limita de vârstă. Deci și toate echipele care se respectă fac lucrul ăsta. Dar acum n-ai știe ce să... O simțiți doar la fotbal sau la jocul echipă? Pentru că activând în chestia asta cu jocul echipă, eu cred că toate federațiile sunt vinovate, toți spun că vrem jucători români. Pune în regulă 50% plus 1 în echipă români, fără să limitezi străinii, poți să ai și 30 în lor, nu? Dacă ai finanță. Dar să joace permanent? Ba nu, dacă ar fi după mine, aș schimba foarte multe, da, aș fi ca federație. În primul rând, la nivelul primei ligi. Mi se pare total aiurea. Acum sunt televiziunile care plătesc. Poate ăsta e un interes, eu știu, poate e bine dintr-un punct de vedere. Dar aș reveni la 18 echipe, dacă nu se pot, 18-16 echipe, pentru că atunci fotbalul românesc a avut cele mai bune rezultate. Aș mări numărul echipelor la Liga 2. M-aș duce undeva la, nu știu, 22. 24, 22 într-o serie sau 24 în două serii. Sau poate chiar sau două mai serii mult. De 20. Sau, să fie puternic. Sigur că da. Să ai în vedere și criteriile economice. Și abia după ce s-a terminat campionatul regulat, atunci putem să facem criteriile un play-off. Economice, dar și baza materială. Și baza materială. Putem să facem după asta și un play-off, play-out. Iar văd că federația are alte gânduri. Credeți că nici loturile astea de copii, de juniori, nu au rezultate notabile. Deși copiii noștri sunt foarte talentați. Dar în ce privește numărul de jucători, eu aș limita numărul de jucători străini
N-ai voie să limitezi cu globalizarea, de aia spuneam, domnule, 50% da, plus 1, adică la fotbal să ai 6. De ce să n-am voie? Federație, eu am n-ai voie că e cu CNCD-ul, cu discriminarea, cu Europa, da. Suntem... Dar atunci spui așa, 50% plus 1, adică la fotbal trebuie să ai 6 români, la basket 3 români din 5, la volei și handbal 4 din 7. Da, uite că nu sunt la curent cu noutățile astea, îmi spune de discriminare. Da. Că suntem europeni, de... suntem civilizați, acum suntem nu știu ce, știți? Nu prea mai suntem, da, în fine. Da. Dar a dispărut și Tinere Speranțe, de făceai trecerea. Iarăși o greșeală mare, sigur că da. Pentru... Echipa Universității Tinere Speranțe, în care și eu am evoluat cu mult succes. Păi cred că ați luat și campionatul în 73, da, nu? Că da. Ia stați, erați coleg cu Crăciunescu și cu Dragomir în același timp? Nu. Dragomir n-a fost? Nu, ei au fost mai devreme, cred. Sau mai târziu, nu mai știu. Nu era, echipa era foarte bună. Când 73 s-a luat titlul la tineret, dacă nu mă înșel. Donose, Cămătaru, Negrilă, toți eram. Cârțu, mai jucat din când în când. Foarte bună. Stăncescu, erau niște băieți după la București. Stăncescu sau Stănculescu? Stăncescu. Silviu Stănculescu deja era mai mare, nu? Nu, Stănescu era mare, era antrenor. Da? Nu, Stăncescu. Era băiatul Popi din Târgoviște, un jucător extrem de talentat. Dar nu, era un Constantinescu blond, care spunea, mulți spuneau că era de undeva la nivelul lui Balaci. Constantinescu era stopper. Stopper. Acum, ulterior, a fost arbitru. Da. Ăsta, Stăncescu, era jucător foarte bun. Foarte bun. Foarte, foarte bun, dar era golănel, așa îi plăcea. Fuma foarte mult, era ușor dezordonat. Și nu era el avid așa de performanță. Da, și atunci bruscul ăsta de faimă la tineri îi afecta? Adică dădeau de fete, de ieșirile la sala Maură, la terasă? Astea nu pot să știu ce făceau colegii mei, eu nu am... Pentru că s-au pierdut pe timp, unul s-a îndrăgostit, care era mare speranță, Paraschiv. Da, deja eram antrenor acum, deci da. nu eram... lângă ei așa, ca tânăr. Paraschiv ăsta, păcat, mare jucător ajungea dacă avea și puțină ambiție. Ați rămas apropiat de lui Ilie Balaci, am văzut că ați avut așa un mesaj emoționant atunci când a trecut la echipa Angelilor. Păi mă întâlneam în permanență când venea el pe aici prin Craiova și Mărine îmi zicea. Hai Mărine la o cafea. Uneori mă duceam, alteori îi spuneam că-mi treabă, dar o treație foarte bună. A ținut enorm de mult la mine și vă spun, mi-a rupt cam așa atunci. Bă, că îi schimbăm pe ăștia, mă. Băi, Ilie, le-am promis la ăștia, nu mai mă duc. Și la vremea respectivă, am fost cel mai scump transfer. Clubul a luat, am înțeles, vreo 80.000 de lei, care erau niște bani, și am luat și eu 40. Deci, da, totuși, ați fost în lotul cel mare al echipei Universitatea Craiova, poate într-unul dintre cele mai frumoase campionate care l-a avut echipa. Și echipa aceea, echipa Craiova Maxima a fost cea care o știm, dar și aceea Craiova a fost la fel de maximă, era... Păi numai că atunci i-a dat denumirea după celebrul jaf de la Dinamo cu CFR, nu? Acel 4-1 care s-a jucat la final, campioana unei mari iubiri. Echipa care i s-a furat titlul. Da, ce echipă superbă era. N-avei, de asta nici n-am fost supărat. Cum n-ai bine să joci? Apărarea era beton, erau patru portari toți de valoare. A fost anul în care Oblemenco a fost de două ori pe moarte, nu? Da, era cu Ulcer. Da, și a revenit și a revenit, golgeter. Și ați bătut a jucat la Craiova atunci pe Republicii, parcă juca, nu? Am fost și eu, am jucat 6-2 cu Steaua, 6-4 cu Rapid. Da. La Rapid era Răducanu, era Boc, avea o echipă foarte bună. Și aia o echipă superbă. Linia de fund era magistrală, la mijloc erau... Parcă ușor s-a trecut peste campionatul ăla, că iar a fost, cum ați zis, 94, era campionatul Craiovei atunci. Iar în față și era Țară Lungă și Marcu, care erau cele mai bune extreme. Motoreta și... În centru acolo nici nu știai pe cine să bagi. Oblemenco, care nu putea fi schimbat. Mai era Bălan, Neagu, Pârvu, Niță. Niște super fotbaliști. Dumneavoastră, practic, pe locul cui ați fost? La păi, mijloc. Era Ivan Strâmbeanu, pe care nu-i schimba și niciodată. Și după cine a venit? După aceea a venit Ilie. Ilie? Ilie și mai târziu... Adică era centrocampista? Era cel care... Da, am jucat pe la mijloc, am jucat și fundaș stânga. Am fost și ușor ghinionist. Iarăși prinsesem, era Velea accidentat. Am prins și eu fundaș stânga. A fost un meci amical cu Argeșul și m-am descurcat destul de bine. Și s-a întrebat campionatul că a nins. Da. Nins, i-a trebuit să jucăm, am jucat pe la Timișoara, pe la Timișoara n-am mai jucat așa de bine și l-am încercat pe Berneanu și a rămas Berneanu. Dacă jucam și la Timișoara bine, prindeam și eu meciul cu Fiorentina, acel 0-0 de acolo. De acolo, și debutat, și după aia 1-0 la noi. Da, a jucat Berneanu și a jucat foarte bine și a rămas titular.
istorie ce să... Da. Probabil n-am avut ceea ce trebuia să am pentru un alta performanță. Și o leacă de noroc, nu dramul ăla de noroc. Da, și e puțin noroc, ai, da. Să ai pe cine să schimbi la momentul oportun și... Familia a fost permanent atât de dumneavoastră și ca da, jucător da, da. Și ca antrenor. Da, 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 am avut înțelegere din partea soției, da. Eu mi-am fost un mare, mare, mare chibiț. Da? N-a luat drumul noastră. A încercat puțin el, dar nu era și interesat și dezinteresat, așa. Nici eu, asta a fost poate o greșeală, talent avea cu carul. Dar și eu, prins în cariera mea, nu m-am ocupat așa mult de el, pentru că... Bine, era și cum eram noi crescuți, lasă-mă, dacă ești bun, te descurci exact, tu, nu trebuie să-ți pun eu proptă, da, nu? Da, exact. Dacă ceea ce în ziua de azi e exact invers. Da, dacă eu am avut libertate, am zis să eu acord și lui, da. Uite că trebuia să mă fiu ocupat puțin de el, da? După 90 și sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2000, ați fost și prin unde? Turcia, Arabia Saudită, Turcia. Egipt? Nu. Turcia, Arabia Saudită și Siria. Siria, da. Siria era la fel. Am ajuns, trebuia să ajung în Arabia Saudită, chiar la Hilal. A fost o oportunitate teribilă. Numai că cel care m-a contactat să merg acolo n-a obținut viză de Arabia Saudită. Și am rămas în Siria, am stat în Siria vreo 6 luni. Dar a fost și la Hilal, în două... Da, dar nu la echipa mare. Mare. Nu, la Under 19. Și în Siria m-a rugat ministrul de atunci. Era o echipă foarte iubită, o echipă de tineret, niciun jucător nu era peste 23 de ani, niciunul nu era însurat, așa, care era la retrogradare, dar era foarte iubită, chiar tineret se numea echipa respectivă în Alep. Și am salvat-o de la retrogradare. 8 etape au fost, că era final de campionat, între timp au obținut viza, dar au obținut-o târziu, când am ajuns deja, Hilalul pusese la echipa mare. Acum nu știu câte realitate în treaba asta. Pentru echipa mare. Fiind așa, deja anul după anul 2000, nu, dacă nu mă înșel eu, Al-Hilal 2006-2007, da. 2002-2004, mileniu 3, se vedea deja că sunt la alt nivel cu investițiile și cu toate cele. Da, da. Și am ajuns destul de târziu acolo, puseseră antrenor, stătusem deja plecat din țară vreo 6 luni, 7 luni, mi-era rușine să mă întorc și zic, ăsta e prințul, a insistat foarte mult să rămân la Under 19, zice, coș, rămâi numai, echipa e la retrogradare, la ei și la juniori se retrogradează să promoveze. Deci poți să fii în prima ligă cu echipa mare, dar poți să fii în Liga 3-a cu echipa mică. Dar zice, vreau așa, să-ți pui părerea, că știu că ești un antrenor care, în fine. Și am luat echipa, mai erau 5 etape, am câștigat toate 5 etape. Și ați evitat retrogradarea. Da, așa este. Avem și povestile. Am rămas un an următor. Încă un an, da. Am venit în țară, nu m-a solicitat nimeni, uitaseră de mine. Și așa că prințul mă suna în permanență și zic, da, mă duc. Mai ales că și salariul era... Competitiv. Competitiv față de aici. Am câștigat plătesc primul bine, an, nu? Am câștigat din primul an campionatul, deci în 5 ani de a stat în Arabia am câștigat 4 campionate. E adevărat că Ilie Balacea a deschis drumul antrenorilor acolo? Unde te duceai la toate magazinele, Balaci. Dacă mai spunea și Creva. Da, Balaci, da. Mi-a zicea Bondarea. Da. Am făcut o bună propagandă școlii de fotbal român, nu? Sigur că da. Ilie era foarte iubit acolo. Păi, să ai performanțe cu cele mai mari cluburi de acolo, deci și cu Hilal și cu Nasser, e mare lucru. El a făcut lucrul ăsta. Și a recomandat și el? Datorită lui Ilie au pătruns ceilalți antrenori. Eu știu, cu timpul, și cu Iordănescu, și Lupescu, ca antrenor, cu Olăroiu și așa mai departe, Reghecamp. Deci a deschis un drum care... Rednic. Da, am vorbit de că a fost apropiat cu Ilie Balaje, s-a fost și în aceeași cameră. N-am omis acel campionat 72-73, care a fost unul de poveste din multe puncte de vedere, nu? Mai ales că a fost și anul când ați fost în lotul, pe tot parcursul, în lotul echipei Universitatea. Apoi traseul, nu? 89-92, ca și antrenor, când v-ați dat și licența, și masteratul, și doctoratul, în Liga 3-a, în prima ligă, în Cupa UEFA, nu? Da, și ulterior am fost preocupat așa de carte, am fost în prima promoție cu licența asta pro. La Neariciu? Da, la Neariciu. Chiar erați greșit? Nu știu, eu știu că m-am pregătit, n-am lipsit la niciun curs, chiar am renunțat la un an de Arabia Saudită.
ca să vă luați licența la Oradea, ca să iau licența. Am făcut destul de multe greșeli așa în cariera asta de antrenor. Nu a fost chiar asta, plecarea de la Oradea la o echipă pe primul loc, ca să salvăm chipurile Universitatea, care deja se luase decizia să nu fie salvată. A fost în multe proiecte unde s-a dorit, pentru că și după 2001 pe la Astra, la FC Argeș, Râmnicu Vâlcea, Intergaz, Turnul Severin. Nu, Intergaz n-am fost niciodată. Așa apare într-un... Nu. Sau Gaz. Nu. Apare un Intergaz 2008-2010 pe fotbal. Eu nu știu de unde a apărut chestia asta. Da. N-am fost niciodată la Intergaz. Da. Și Turnul Severin 2011-2012, când au încercat să facă ei ceva, da? Ba nu, la Severin am fost... Mai erau trei etape din tur. Echipa era pe antepenultimul loc. Trei etape din tur, atâta mai erau. Când am ajuns acolo, am câștigat cele trei etape. Și bineînțeles am venit acasă. M-am dus fără niciun fel de condiție. Și iarăși la fel a fost insistență mare să ajungă acolo domnul Cârstea, care era la Gaz, nu? Era director la Gaz, da. Cârstea. A avut echipa asta la CFR-ul, CFR-Gaz, nu știu cum. Da, 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 și dânsul era acum, că s-a transferat echipa de asta, CFR-ul, la Severin. Mi-a stat foarte mult să mă duc, m-am dus, am avut un retur de excepție, am un singur joc am pierdut și am promovat în prima ligă. Magna cum laude. Iar în prima ligă, după ce am promovat... Altcineva? Nu. Tot eu am rămas. Am rămas, dar s-a luat mâna după echipă. Nu s-au mai plătit chiriile. Au apărut problemele financiare. Nu s-a mai dat niciun fel de primă. Nu s-a mai dat nici prima pentru promovare. S-a desfințat și masa. Deci ajunseseră la cantonament acolo, într-o cameră, mai mică decât camera asta. Stăteau 14 inși. Dormeau pe jos. În fine, și bineînțeles că rezultatele nu puteau să fie deosebite. Am ajuns la o saturație, mai ales că am primit și niște semnale că jucătorii deja începuseră să joace la pariuri. Și reală, nu-mi retrag cuvintele, pentru că știu din surse sigure. Și nu jucau la Severin, învățaseră lecțiile, jucau în alte orașe. Și bineînțeles că a trebuit să plec. Mi-a părut rău. Ulterior, echipa, ca dovadă, și-au luat bani la televiziune. Mie mi-au făcut o propunere de formă, da bine, eu n-am ținut niciodată la bani de unde am plecat, nici banii n-am mai luat, ca și la Severin. Au amânat de fiecare dată tranșarea banilor până s-a desfințat echipa și bineînțeles că n-am mai luat absolut nimic. Da. Echipa a desfințat-o și mare păcat. Mare, mare păcat, pentru că făcusem o echipă foarte bună, dovadă că absolut toți jucătorii, deci absolut nici măcar unul a rămas pe din afară, toți și-au găsit angajamente după desfințarea echipei. Și în 2014 ați renunțat, a mai fi pe banca tehnică pe undeva? Sau nu, a renunțat de atunci, după Severin a renunțat, da. Mai apare un Ceahlău ceva. Nu, la Ceahlău a fost o porcărie. La Ceahlău am fost Ilie, antrenorul, nu avea licență și m-a rugat domnul Ștefan să mă duc pentru licență. V-ați retras cărbii din fotbal? Da, adică ce am putut să văd acolo, mi s-a vorbit și din comun, nu din punct de vedere al... condițiilor, ba din potrivă, condiții deosebite, din punct de vedere al comportamentului jucătorilor, în relația cu antrenorul. Eu n-am fost niciodată pe teren, cât am stat acolo, stăteam numai pe bancă că eram obligat, n-am fost la niciun antrenament, evitam când eram antrenat să mă uit, pentru că erau de o valoare îndoielnică. Ca să înțeleg, asta era bomboana de pe coliva fotbalului românesc. Da, și atunci am zis, nu are niciun sens. Mă îndemnau niște suporteri care, și un alt antrenor pe care îl respect foarte mult. Știți, de ce nu te duci să spui primarului, vorbește, spune, ce să fac trebuie asta? Că ei nu observă și să mă duc eu să n-am venit aceea să critic pe unul sau pe altul. Și atunci am zis, doamne, terminăm, mai ales că în paralel aveam și cariera asta universitară. V-ați retras la catedră, să înțeleg. Da, așa, și mai ales că era și acolo un plan, urma să facem o facultate de sport aici la Craiova, la care s-a renunțat ulterior. Chestia asta m-a îndemnat să renunț la fotbal. Apoi anii au trecut, s-au mai adăugat ani în vechimea mea, lumea a uitat. De fapt, eu n-am avut pe nimeni niciodată care să mă susțină sau să mă promoveze sau impresari. E munca vă... Am promovat singur. Am fost din C, m-am dus în B, am fost în B, m-am dus în A. Dacă am căzut iar în B, iar m-am dus în A cu echipa promovându-o,
Dacă am fost în ce, iar m-am dus în Beșinaga. Sunt antrenori care sunt, cum să zic eu, sunt cățelușii patronilor? Nu știu, n-aș putea să spun lucrul ăsta, dar în orice caz... Na, care îi pigulez, domne, ce frumos ești, ce albastru ești. În orice caz, acum e tot mai greu să fie antrenor, eu știu, pe cont propriu, sau manager și așa mai departe. Și antrenorii de acum greșesc, pentru că vin cu foarte multe promisiuni, cu foarte multe filozofii. Eu chiar am mai discutat cu unii dintre ei, cu care mi-am permis, bineînțeles, și chiar cu Burchel ăsta, care e șeful antrenor acolo. Bă, tu ca antrenor în România n-ai nicio filozofie. Păi cum, domnule, cum să n-ai filozofie? Păi n-ai, mă, pentru că tu nu ești Mourinho, nu ești Guardiola să-ți iei jucătorii pe filozofia ta. Echipa trebuie să aibă o filozofie, iar tu trebuie să o observi și să o exploatezi. Adică să vezi calitățile jucătorilor și să le duci la maxim. Tu ai la dispoziție niște principii, ai la dispoziție niște metode, ai la dispoziție niște mijloace. Și tu caută prin lucrurile astea să duci echipa la un potențial maxim. Adică să încerci să faci un cerc, o complementaritate între cei 11 care sunt acolo în teren. Dacă reușești să faci lucrul ăsta, este foarte bine. Dacă nu, nu, că vezi tu... Nu vreau să vorbesc de străini, dar Napoli e din sorgintea asta, adică lucrează cu materialul clientului și uite că face treaba. Păi bineînțeles, asta trebuie făcut. Adică toți care știu ce au la dispoziție, au și niște rezultate. Dar în același timp trebuie să ai pe cineva lângă tine, trebuie să ai un președinte de club care te susține necondiționat. E un model de urmat, adică, pentru care deja nu o descălători. Dacă jucătorului, fă chestia asta și el zice, apoi de ce să fac asta, că eu gândesc așa. Bun, hai să punem și gândirea ta și gândirea mea și hai să ajungi la un numitor comun, să găsim ce e mai bun. Păi unii zic, domne, nu că eu vreau să fac așa și așa mai departe. Măi, hai deocamdată să o facem pe asta pe mea și dacă nu iese bine din asta a mea, poate o facem pe a ta. Dar să te tocmești cu un jucător, mi se pare ne la loc. Sau, eu știu, un jucător să-ți răspundă. Sau... Iar tu când ai dat cu pumnul în masă, adică să se știe că cine e șeful. Dar dacă ai dat și ăla te ia la întrebări... Că... Domn profesor, cum a fost când ați intrat în vestiarul universității ca jucător? Emoții, eram un copil totuși, chiar dacă aveam 21 de ani. Ați așteptat să vă spună, bă, acolo trebuie să stai. Nu, am găsit și un loc mai liber așa. Cine era? Talibă era, nu? Da, toată trupa bună. Păi erau, v-am spus, patru portari, nu știa pe cine să bage domnul Cerneanu. Era Oprea, Papuc. Manta, Papuc, Gaboraș, super portare, apărarea Niculescu, Velea, Deselnicu, Sameș, Bădin, iarăși stânci, toți. Ții minte așa ca o glumă. Dacă se ducea la Bădin, zicea, băi, vezi că eu vreau să mă însor și între trei bani de nuntă, că dracu la mine. Du-te la ăla, că ăla e cel mai slab trinător, Niculescu. Și mă, te atrinezi Bădin la mine. Că dacă te omor, te... Afonfo. Adică Afonfo, da. În fine, la mijloc era Ivan Strâmbeanu, în față v-am spus, erau toți super jucători. Dar în același timp n-au făcut niciodată diferența între noi tinerii sau, eu știu, foarte cum se cade, s-au comportat cu noi, nu să așteptăm să intrăm la dușuri sau la antrenament cu încurajări, fără înjurături. Nu, a fost o atmosferă superbă, adică a fost o lecție, poate a fost și motivul care m-a determinat ca într-un timp să fac și facultatea asta de sport și să mă dedic... Era familie, nu? Meseriei de antrenor. Era un grup foarte, da, era familie. Un grup foarte omogen. Era o glumă de când intrai în vestiar până la final, deci n-aveai cum să te superi. Responsabil cine era? Farse. Cu glumele? La Petre, nu? Petre, dar mai dirigea pe alții, că Petre era mai șmecher, așa. Nu mai știu cine le făcea, dar în orice zi, era o glume de mare gust. Probleme în cocumere. Foarte cum spunea că un om foarte... Deosebit. Încurajea pe toată lumea, te bătea pe spate, nu... Nu puteai să reproșezi absolut la nimeni nimic. Toți foarte, foarte, foarte de treabă. Amintiri frumoase. Acum, pe unde a ajuns atitudinea și aliurea jucătorului de fotbal? Că nu poți să le mai zici fotbaliști, că vedem ce rezultate. Sunt doar jucători de fotbal foarte mulți. Nu, sunt. De ce să fim așa de drastici? Mai sunt și jucători foarte profesor, buni, dar... Rezultatele vorbesc. Da, în ultimii ani suntem ciuca bătăilor cu cine? Cu Locomotiv, nu știu cine și adică... Un antrenor la echipele naționale spun că eu am și eu puțină experiență din punctul ăsta de vedere.
Am antrenat echipa națională de tineret și chiar am avut rezultat notabil, am câștigat Rajiv Gandhi în India. Eram cu Dobrin, mă duc și câteva fotografii așa. Și la echipa națională B. Antrenorul la prima națională era Dinu și am câștigat Marlboro Cup în China. Turneu extraordinar. În anii 90 când? În anii 92, cred. Da, 92. Stai că atunci, ca să zic și eu așa, dar cred că atunci experimentul Luceafărul care producea a umplut campionatul românesc de valori. Sigur, erau numai jucători de mare valoare. Păi echipa asta a doua, nu știu, jucau, i-am luat de la Electroputere, că eram foarte interesat de jucătorii mei. Luță, Dudan, Gane, Albeanu, Stângă, l-am avut pe ăsta, pe era Varga, Brătianu, jucători. Băiatul ăsta de un tip care era la Galați, un stângaci excepțional, iarăși e antrenor pe la Steaua, mi se pare acum. Foarte bun, în orice caz, echipă bună. Da, experimentul Luceafăru. Să câștigi un Marlboro Cup nu era la îndemâna oricui, mai ales că au fost numai echipe naționale. Am învins în finală China 1, Darval era antrenor, 3-0. Am năvălit chinezii pe teren să ne omoare, am ieșit cu niște autocare prin niște autostrăzi, niște uzine, în fine. Da, foarte frumos amintiri. Și de asta, apropo de echipele naționale, antrenorii după vremea aia aveau niște timpi la dispoziție. Adică nu stăteai cu echipa 3 zile sau 7 zile. Stăteai mai mult. Cantonament vara, cantonament iarna, nu? Da, iar pe vremea rezultatelor cele mai bune, eu știu, cu Cescu, cu Iordănescu, păi se făceau cantonamente de o lună de zile, de două săptămâni, de trei săptămâni. Și atunci aveai timp ca antrenor să și sudezi niște relații în grup, să și observi niște afinități de echipă. Și atunci se creau și niște automatisme, adică vedeai care cu care se înțelege mai bine și atunci se creau niște trasee pe care antrenorul le observa și ulterior prin antrenamente le punea în practic. Dar acum știți că plecau pe vremea aia, în Brazilia stăteau câte două luni de zile. Și atunci era clar că știi pe ce contezi. Ieșea spuma la suprafață, da. Sau se dădeau deoparte paiele, adică ce nu era bun. Antrenorii aveau această posibilitate pe vremuri. Acum aveți 7 zile, 3 zile, e cam greu să-i aduci la un nivel comun, asta, campionatul... mai ales că vin din toate părțile lumii. Unii vin cu o mentalitate, alții cu altă mentalitate. N-au un grup. Toți care vin să-și facă statistică și bani. Exact, nu? Da. N-ai... Nu interesează echipa sau... Sigur că da, e foarte greu să realizezi o omogenitate. Chiar dacă ei zic, formăm o familie. Păi n-ai cum să vorbim o familie când unul e la... Căi și unul cea. Sigur că da. Da, atunci, cum spuneați dumneavoastră, erau și campionatul de 18, sigur. Era campionatul Tinere Speranțe și a fost și acest proiect, să nu zic experim, proiectul Luceafăru. Sigur că da. Care a crescut o generație, nu? Pentru acum, că... noroc mare avem cu proiectul ăsta Hagi, că dacă n-ar mai fi Hagi, cred că... S-a lege praf. S-a lege praf, da. Încearcă niște echipe, dar văd că o fac cu jumătăți sau nici cu jumătăți, cu sferturi de măsură. Steaua a început, se ziceau că va face Academia cea mai tare și nu știu ce. N-a ieșit nimic. Nu investește nimic. La ora actuală, da. Singurii care văd că produc și chiar produc și sunt de urmat, degeaba avem noi pornire așa potriva lor, sunt Gheorghe, Sepsi. Da? Prin Cixereda. Da? Păi au cea mai tare Academie. Acolo șef este Tibi Lung. Da, și vorbeam cu aceea Tibi. N-a fost bun, da. Da. Iar au ieșit, sunt al doilea an consecutiv campion ai țării. Domn profesor, sunt orgolii așa mari aici în Craiova? A fost dintotdeauna la Oltenia, așa este. Un alt mare antrenor care mi-a fost drag, din păcate s-a dus și dânsul, Neață Căzanfir, care trăia cu patima, da. Și cu să consuma la meciurile de juniori, cei că acolo crapă pe balcon acolo, în tribună. Bine, ca participare e foarte bine să facă un antrenor treaba asta, dar în același timp nu trebuie să-i timorezi așa de mult, pentru că până la urmă, lucru care se întâmplă acum, urmăream niște meciuri pe la copiii ăștia de 10 ani, de 12 ani, antrenorul, dă-n-ia, dă-i șut, pleacă, țipă la el, păi lasă-l mă, eu l-aș obliga pe copilul ăla să dribleze, n-ai voie să dai o pasă dacă n-ai driblat un adversar sau... Știți unde mi s-a întâmplat asta? Pe modelul Halagian și ce era focul la ei cu tare, nu știu ce meci, când preluau atunci Emil echipa în mare
Când n-avea loc deloc, a luat-o de la zero, da? Zic, Emile, dar tu de ce nu țip la jucători? Ce să mă țip, mă, că dacă ăla greșește și eu țip la el, l-am pierdut o meciul, dacă nu e tare cu pe psihic. Corect, sigur că da. Îi atrage atenția sau îl chem. Acolo am învățat multe de la Emil. Ochi, între patru ochi, dar apropo de Halagian, să știi că i s-a dus vorba cu chestia asta, cu focul aici și așa mai departe. Dar vreau să-ți spun un lucru pe care l-am mai spus așa și la care țin foarte mult. Cea mai mare calitate a unui antrenor, în afara tehnologiei de instruire, este ochiul de selecționer al grupului. Nu neapărat selecționer de echipă națională, selecționer de grup. Iar Halagian a fost campion la capitolul ăsta. Păi a da, avut se, un ochi extraordinar. Se spune că steaua câștigătoare că a Cupei Campionilor Europene este opera lui. Opera lui Halagian. El i-a dus pe toți, l-a furat pe Belodedici, pentru că, din ce știu, domnul Stroie avea semnătura lui Belodedici să lucreze la Craiova, a fost deturnat așa. Și a dus așa pe cei patru de la Scornicești. Da. De fusese antrenor. De asta îți spun. Adică ochiul de selecționer este cel mai important. Adică să realizezi complementaritatea aia a grupului. Să aduci ce-i nevoie pe fiecare post în parte, da? Era acum se ia la întâmplare. Mă uit la echipele astea. Era un scouter general, cum zicea. Da, până, exact. Acum sunt echipe care au 10 mijlocași. Păi de ce e, mă, mijlocași că tu n-ai fundaș central? De ce e mijlocași că tu n-ai vârf? Tu n-ai extremă? Fotbalul e de... Mai ales că ați fost centrocam... Ai 10 mijlocași, dar n-ai niciunul de creație. Exact. Nu mai există 10 alea, centrocampisto, nu? Sau n-ai un închizător... Furioclase. Sau n-ai un închizător care să iese cu mingea la picior de acolo. Iarăși mai intru în conflict așa cu diversi. Dar până la urmă, știu, mai dau din cap, nu știu dacă... A, păi de la Gică nu, Popescu, Zamfir și Belodedici, nu mai există fundaș care să ia mingea să ducă cu ea. Au luat-o de bună chestia asta cu sistemele de joc. 4... 2, 3, 1, 4, nu știu când. Frate, nu există în lumea asta decât două sisteme de joc. Sistemul cu 5 fundași și sistemul cu 4 fundași. 4, 4, 2 restul, sau 5, 3, 2, nu? Restul este o dinamică de joc. Este o dinamică. Niciodată nu o să joci cu 3 fundași, că zice jucăm cu 3. Păi cum trebuie să joci cu 3 când terenul are 67 de metri? Împar 67 la 3, cât vin? 20 ceva de metri. Da. Poate unul să apere aia 20 de metri, nu trebuie să vină cel puțin unul să-l ajute. Păi și ăla mai știe ce e fundaș, mijlocaș. Lasă-l, mă, să fie fundaș și de la mijloc încolo, dinamică de joc. De ce ținem doi la închidere? Păi de ce să ții doi? Ce să facă doi? E nevoie de unul, că se dar calcă... Dar dispărut liberou, calcă, e bine că a dispărut? E bine că a dispărut liberou. Da? Dar mai... în același timp, pe mingii lungi, trebuie să iei adâncime. Unul trebuie să facă obligatoriu să asigure dublajul. Acum mai nou, niște echipe joacă bine cu oameni la margine, dar văd că e moda asta cu stângaci în dreapta și dreptaci în stânga. Bine, era asta... chestia cel mai mult era că pe fază de apărare joci 5-3-2 și pe atac 3-5-2. Dar pleci tot de la 4 fundași. Da, da, da. Mai retragi unul și ai făcut 5 sau da, retragi mijlocașul cum făcea Barcelona, retragea pe Busquets, intra în linia de fund, da, și așa mai departe. De aici ai o dinamică, de la mijloc încolo toată lumea trebuie să se miște, dar sunt și niște jucători care acoperă niște posturi așa zise fixe. Adică este închizătorul ăsta care trebuie tot timpul să asigure dublajul mijlocașilor, să iese cu mingea la picior, să creeze superioritate numerică, este omul care joacă la margine. Noi încercăm să jucăm cum juca Olanda cu stângaci la dreapta sau cum joacă Barcelona sau nu știu ce. Păi dar stai puțin, ăștia joacă pentru că au jucători de superclasă. Dar tu joci cu un stângaci care nu-ți dă niciodată gol cu stângul, că nu intră în teren să dea gol. Lasă-l la mama lui să dea în stânga, mai bine îți dă 10 centrări. Și de 10 centrări dai 2 goluri, decât să joace aici, să nu intre niciodată să șuteze la poartă, decât toată la 10 meciuri. Care e câștigul? Acum, sincer, că da, de când era Daniel Mogoșanu fundaș drept, eu n-am mai văzut fundaș să vină să centreze din alergare. Ca lumea, da. Da. Este? Mogoșanu a fost un jucător foarte, foarte bun. Și sunt deja să fac două de ce, da, nu? Da, sigur că da. Păi mai sunt fundași ca Mogoșanu, mai sunt fundași ca Negrilă sau ca Ungureanu. Mănăilă, Ungureanu. Mănăilă sau Nanu, da, da. Deci pe Nanu lui tare. L-ați avut? Da. Păi nu l-am luat după mine. De la Filiaj, unde l-ați l-am adus la Electroputere. Ah, dar era o chestie fost... că el își făcea naveta zilnic? Făcea naveta zilnic de la Filiaj, iar când aveam două antrenamente, dormea pe bancă în vestiar. Deci un copil extraordinar. Păi el a fost în traseul ăsta, divizia C, prima ligă. Iar spuneau așa că avea 4 plămâni. Da, deosebit. Un copil deosebit. Am făcut un turneu în Italia, cred, da, în Italia eram și vine la mine, juca fundaș dreapta.
venise ca extremă, dar mai călca pe minge, mai nu știu ce, și da, având vâna asta, zic, mă, îl bag fundaș, e mult mai eficient, rezolvă fundaș dreapta. Dreapta. Dreapta, și vine la mine în Italia, zice, Nea Marian, aș vrea să joc fundaș stânga. El fiind dreptace, păi de ce vrei să joci, mă, stânga? Păi zice, intru în teren și vine pe dreptul și trag la poartă. I-am dat două palme. Păi eu zic, de câte ori îi tras, mă, la poartă, când erai extremă dreaptă, îi tras la poartă, când trăgeai de că călcai pe minge, pierdeai minge și nu știu ce. L-am luat la ceartă, bineînțeles, și vine Biță la mine, Nea Marian, știți de ce vrea să joace funda stângă? E prieten cu Bărbuceanu, îi stăteau în cameră. Și să nu-l țină pe Bărbuceanu în rezervă, să joace stânga. Tot fundaș dreapta l-am băgat în următorul joc, dar la pauză l-am schimbat, jucam cu Prună, fundaș stânga. Prună foarte tehnic, dar indolent, mai lent, mai nu știu ce. Zic, hai să-i fac catărul să văd dacă joacă la stânga, și Bărbuceanu la dreapta. A jucat extraordinar de bine și i-am lăsat pe Bărbuceanu la dreapta, pe el la stânga, și așa am mers și în divizia B și în prima ligă. Iar în anul, după fiecare antrenament, rămânea cel puțin o jumătate de oră și centra cu stângul. Dar a ajuns de lovea mingea mai bine cu stângul decât cu dreptul. Aveam la un moment dat întrebarea, ați mai văzut după 2000 să mai rămână jucătorii după antrenament? Nu. Acum zice grămadă la dușuri care să fie primul. Deci Adrian Ilie, Gabi Popescu, Albeanu, Dănciulescu, a zis că nu, Ciurea, Nanu, Biță, Ghiță, Calafeteanu, Niculescu. Nanu. Claudiu Niculescu l-ați avut? Claudiu Niculescu i-am facilitat cel mai mare transfer. Era la extensiv și... Când am venit din Turcia, după Turcia m-am dus la extensiv. Ei aveau nevoie de bani, frații. Universitatea îl vroia pe Niculescu. Da. Dar tot o mai tărăgăna, cu bani mai puțini, ca nu știu ce. Și atunci mi-a venit o idee și zic, mai, uite, vorbesc eu cu Șube Bașcanul ăsta de la Altai, de acolo, să-mi trimit o adresă, că îl vrea Altaiu, plece în Turcia. Ca să-l ia Craiova, da, cât mai rapid. Da, și mi-a trimis o adresă din asta, cu parafa clubului, că, da. Și ăsta a arătat-o la universitate, uite, îl dăm la Altai, a aranjat Marian acolo, pleacă, aolo, nu, dați-l la... Și l-a luat imediat pe Niculescu. I-am povestit lui Niculescu, ce venea, nu știam de treaba asta. Păi zic, uite, așa ai ajuns foarte repede la universitate. Că altfel poate mai pierdea timp pe la Electro. Ați avut o pleiadă mare jucător. Care a fost cel mai tehnic care l-ați avut? Să o luăm și ca, și coleg de fotbal, să... Ia, hai să facem așa, ca jucător. Și ca antrenor, pe cine ați avut? Cel mai tehnic care l-ați întâlnit? Ei, nu, jucători tehnici erau, cred că toți, naibii. Dacă era voie să plece afară, Ilie, Donose, Ștefănescu, Balaci, da. Și ăștia plecau, Cârțu, care inventa goluri, eu nu știu de unde de pe linia găsea, da, de găsea soluțiile astea. Am jucat cu el în divizia B, Sorin la Electroputere, și dribla până și portarul și după aia îl aștepta să-l mai dribleze o dată. Și noi tremuram de aia, bă, dă gol să câștigăm, în fine. Și cu Electroputere am câștigat un turneu foarte puternic la Paris, la Nanterre. Da? Și acolo echipă bună, cu Cârțu, cu Pelea, Ungureanu, Boldici, Tudora, echipă bună, bună de tot, în fine. Ca jucător care l-ați avut sub ordine, care s-a antrenat? Erau mulți, mi-e foarte greu să fac. Dar Adrian Ilie avea ceva în plus? Dorinel Munteanu, eu l-am promovat la FC Olt. Și eu l-am făcut mijlocaș și am avut chiar discuții la FC-ul pe tema asta. Dar ca tehnică. Munteanu a excelat prin voință și prin muncă, tehnică, nu? Și tehnică. Și tehnică. Era jocul ăsta, celebru 5 contra 2, se juca și pe vremea aia. Iar el îi obliga pe colegii lui să-i dea mingea tare. Ca să, să facă preluare, să joace direct, de să nu paseze. Dar n-avea așa cea cobra, n-avea ceva în plus Adi Ilie, și față de toți. Adi Ilie era un tip foarte impulsiv. El avea startul ăsta, fenta și plecarea. Deci după fentă, că noi confundăm de foarte multe ori fenta cu dribbling-ul. Sunt noțiuni diferite, distincte. El după fentă imediat pleca în dribbling. Avea și iuțeala asta, explozia asta extraordinară. A fost meciul, cum a fost golul acela, Columbia? Ce, da, da. Chiar ca o cobră. Și nu numai ăla, și altele. În fine, cel mai muncitor coleg? Gabi Popescu, ăsta era foarte muncitor. Ca jucător, dacă au și coleg din generație? Păi, eu știu, cred că Mincioagă era cel mai... la Electroputere, acolo unde am jucat eu cel mai mult. Ca și coleg cel mai... jucător foarte bun. Cel mai serios? De generație așa jucător? Da, mi-e greu să spun acum. Eu știu, erau fost foarte mulți, foarte mulți, au fost foarte serioși. Și ăștia de la Șoimi erau Țurlea, Șerfezo. Deci era înainte în 90 erau, da. Și ca jucător? Cel mai serios?
care l-ați avut sub baghetă? Pe cuvânt de onoare, nu, mi-e foarte greu. Cred că toți au fost foarte serioși. Da? Foarte serioși. Am avut noroc de echipe din astea foarte bune. N-am avut probleme cu ei. Bine, erau și alte vremuri. Adică aveam posibilitatea, știu, să mă și răstez la ei, să-i și cert. I-am mai și urecheat. Din ce ați cunoscut așa, ca perioada de jucător, ca lider, cine s-a impus? În echipă, așa, în echipele care ați fost. Care v-a marcat, așa, eu știu. Conducea, că spuneam păi, vestiar, bă, azi rupem sau azi... La Fece Olt erau ăștia, Cireașe și Eftimie, care erau șefii. Era și Pena, dar ei doi erau cei mai reprezentativi. Ascultați la Electroputere, Biță și îmi punea punctul de vedere, mai târziu a venit Silviu Lung, care a fost un exemplu și ca jucător și ca, știu, antrenor, să zicem, din echipă. Vestiar ca la Fetanu, iarăși un... La Universitatea cine am vestiat la Universitatea? Universitatea au fost, în primul rând, Emil Sândoi, care a fost un tip deosebit, Nicu Zanfir, Eugen Neagoie, apoi Craioveanu, Cristescu. Și când era jucător, cine era lider în vestiar? Păi, Oblemenco, indiscutabil, Deselnicu, acolo erau... Cei doi frații, nu? Da. Cei doi. Da, erau deosebiți. Ivan, care era un tip așezat și foarte cu secat de hâtru, și el era cu glumele la el în permanență. Da. Și eu știu, cel mai oportunist jucător? Cred că Bălan era cel mai oportunist. Se lipea de fiecare dată. El se lipea la gol. N-avea cine știe ce travaliu, dar era acolo unde trebuia și avea și șutul ăla năprăznic. Modelul lui era și Gerigane, cumva? Gerigane era foarte muncitor și el, ca și Adrian Ilie, explozie, rupeau brazda când plecau după loc. Dar nu, era destul de muncitor. Și ca elev pe cine ați avut așa oportunist? Cred că Albeanu era cel mai oportunist și era și cam cel mai leneș. Da. Dar avea o detentă uluitoare. Rar mai vezi azi la un vârf asemenea detentă. Ați fost un om care și-ați avut o viață privată foarte retrasă. N-ați ieșit în evidență cu familia, cu... Da, mi-a plăcut. Poate de aia și supără pe mulți din șefii fotbalului, nu? Că n-ați ieșit în față. Da, mi-a plăcut să-mi văd de treaba mea. Nu, nici cu ziariștii nu m-am băgat în față să mă grăbesc, eu știu să... Domnul profesor, antrenorul anului 2023, antrenorul român de fotbal, e pregătit pentru fotbalul anului 2023? Nu, știți, mi-e foarte greu să dau un verdict aici, pentru că nu știu ce fac ei în antrenamente, nu știu discursurile lor în fața echipei. Din ce vedeți ce se exprimă echipele? Așa, din exterior, nu, e foarte greu. Sunt 1000 de factori care trebuie luați în considerare. E foarte greu să vorbiți despre cineva fără să ai vorbeam general, suficiente, nu nominal, suficiente ca informații. Ca și tipar, așa, pentru că mie mi-e greu să cred că putem face performanță în momentul ăsta. Sunteți doctor în fotbal. Când tu în lot nu ai nutriționist, n-ai biolog, n-ai medic de medicină sportivă și n-ai nu știu câți kinetoterapeuți. Bine, există o echipă care are echipa asta medicală acolo sau echipa asta complexă. Da, nici aici nu am cunoștință. Acum, într-adevăr, staful s-a mărit. Pe vremea mea era antrenorul principal și antrenorul secund. Noi eram și antrenori de portari și preparatori fizici. Și mai aveam niște masori, un masor de regulă. Dar acum, într-adevăr, vedeți că antrenorii, uite cum e cazul lui Ancelotti, cu 15 după el în permanență. Pentru că... 15, dar știți de unde? Că nu, n-am inventat. Eu mi-a spus-o Claudiu Samatescu. Și a făcut, se spunea că toți medicii când s-a făcut licența pro și ei trebuia să aibă un stagiu de pregătire la o echipă mare. Și mi-a spus, am fost la Milanello. Și doar o întrebare spun, mi-a zis el mie. Petrișoare, câte aparate de analiză tisulară sunt în România? 10, 15, că erau policlinice sportive. Nu, tată, e unul. Milanello avea 3. Și de aici am terminat discuția. Da, bine, sigur, nu mai discutăm. De ce a jucat Maldini până la 39 de ani? Pentru că în fiecare luni, din prima lune, prima zi de luni din fiecare lună, îi se lua un fil de păr, vedea, n-are potasiu, n-are și totul din alimentație, nu unul de pastile și... Asigur că da, nu, păi toate echipele au clinici medicale ale respective echipe, nu, din totdeauna a avut o clinică Milan, din totdeauna a avut o clinică Bayern și așa mai departe. Nu știm, nu, e obligatoriu, adică performanța înaltă sau, eu știu, constanța în performanță, în obținerea rezultatelor, ține și de alți factori. Numai de și pregătire. De ce visăm la cai verzi pe pereți? Că noi nu facem minimul ăsta de performanță. Foarte greu, e foarte greu. Noi avem vitaminizarea asta care, acum cred că s-a mai extins puțin tăl. Mai au
posibilitate, știu, la achiziții de astea din exterior. Și nu știu ce și la ala. Dar tot cu pumnul de pastile, sticluța verde, sticluța roz, sticluța galbenă. Nu? Da, pe noi ne impulsionau antrenorii când eram la început, așa, cu câte o vitamina C și ziceau că uite, ia asta, că mă stimulează. Zbori, da. Și chiar erau jucători care chiar ziceau, da, ce... Efectul placebo, nu? După, placebo, da. Dar mai a existat vreodată sau ați avut știință că să-ți dea așa o tărie înainte de meci, să aibă vână? Nu. Nu? Chiar nu. Chiar nu, niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. De, erau niște povești la unii portari când intrau, că deja erau luați. Eu nu știu decât o singură poveste. Eram la Electroputere și portarul era... Eram junior. Portarul era Vasilescu, cel care a promovat echipa în prima ligă. Marian Vasilescu. Ești tânăr, nu știu dacă ți-aduce aminte de el. La Craiova, nu? Vasilescu, la universitate. La știință, în 64. Știința, am auzit de el, dar nu... Deosebit un tip și ținea enorm de mult la mine. În deplasării, eu eram omul de încredere. Trimitea că eram copil, să cumpăr băutură când oprea pe traseu, zicea, merg la toaletă. Și eu veneam cu ea, nu știu ce, și se îmbătau în spate acolo. La lache, oțelanul zicea, uite, în control, nu știa că eu le aduc. Era, dar în fine, asta e de copil. Așa, ce, apropo de el. Pe vremea se făcea încălzire cu carmol și cu rivanol. Vedeai cu alea pe picioare și nu știu ce. Iar în sticluța de carmol avea vodcă, Vasilescu. Da, și o punea la găbar acolo și mai trăgea câte o chestie asta. Știu de la el. Da? Da. Da. Erau pe perioada romantică a fotbalului. Da, apăra extraordinar. Adică era un om excepțional, pe cum ce oameni au fost. L-am cunoscut iarăși pe domnul Mincă, pe Costică Mincă, iarăși un om extraordinar. Ne-am întâlnit la inaugurarea stadionului, mi se pare. Au venit și cei vechi și a venit la mine, m-a luat în brațe și m-a pupat. Și zice, știi de ce te pup? M-a zis, dar nu mi-aduc aminte. Bă, copile, tu știi că eu la pauză tot alunecam și tu mi-ai dat ghetele tele, că erau pe numărul meu și nu știu ce. Acustică în părut, nu mă țin minte. Da, mă, tu m-ai salvat. La un meci important. Păi în prima ligă. Da. Prima ligă, da. A zis că aveți câteva poze, ceva? Avem? Da, că vă rugați să pe... Da, haideți să ne uităm puțin pe ele, dacă pe Tom putea, că... Da, pe ea multe, nu? Le-am zis că selectez tu, dacă e cazul. Da. Atunci vă trec la setul de întrebări al podcastului nostru. Am 14 întrebări, că eu sunt născut pe 14. Dar 14 avea Craif și de-aia am rămas pe 14. Electro sau Universitatea ca echipă de suflet? Electro de departe, a fost nașterea mea. Electro pe teren plecați pe Universitatea. Fiind craiovean, normal că ții cu amândouă echipele. Dar m-am născut la Electroputere. Electro e așa... Ați apărut dumneavoastră, ați dispărut dumneavoastră, a dispărut și Electro. Bala sau Oblemenco, care a fost mai... Balaci a fost uluitor, dar a jucat într-o echipă cu foarte multe valori. Oblemenco n-a avut în jurul lui atât de multe valori cum a avut Ilie. Amândoi strălucitori, amândoi niște oameni uluitori. Trecem la spectatori. Unde a fost mai bine? În Valea Roșie sau pe Central, pe Ion Oblemenco? Ca atmosferă, ca primire, da. La Electroputere, în Valea Roșie. Cum ați fost ca antrenor? Metodist, analist sau spartan? Cred că din fiecare câte ceva. Cantonamente, munte, bazat pe fizic sau destinații exotice? Nu, muntele. Mi-a plăcut și îmi pare rău că s-a renunțat la antrenamentele alea de la munte. Chiar stagii din astea scurte erau binevenite. Văd că au revenit câteva echipe. În perioada asta câteva echipe au fost la Poiana Brașov, ceea ce este un lucru bun. S-a renunțat foarte mult la antrenamentele astea aerobe, ceea ce nu e un lucru bun, pentru că până la urmă rezistența trebuie întreținute. De aici poți să mergi la anaerob. Dacă n-ai aerob, n-ai cum să ajungi acolo. Domn profesor, erau președinți de asociații județene sportive și nu știau ce e diferența între aerob și anaerob, așa că așa, acolo am ajuns. Vacanțele unde le vreți? La mare, la munte, în țară, în străinătate, unde vă simțiți cel mai bine? La mare mă simt cel mai bine. La noi sau afară? Și. Și. În vacanțe, cu mașină, cu trenul, cu avionul? Cu mașina cel mai des. Da? Împătimit așa, sunteți împătimit de mașină? Îmi place foarte mult. Da? Mă duc cu mare plăcere chiar și la vârsta asta. Mâncare tradițională, europeană, orientală, care v-a captat?
Păi cred că a noastră e cea mai bună. Da? Da, ouăle ochiuri. Da. Aia e preferat a noastră? O ține brânză, sigur. Ce vă relaxează așa la, eu știu, seara când stați la un meci, un coniac, fiind un șpriț de vară sau o bere? Până acum, eu știu, vreo 10 ani, cred că niciuna dintre cele trei băuturi menționate. Acum, seara, mai merge un șpriț, da? La un meci. Blond de brune sau roșcate? Nu berea, fetele. Vorba lui Pelea. Pelea mi-a fost coleg an de zile la Electroputere și prieten foarte, foarte bun, zicea, voi să fie de genul feminin. O tură de parc sau retras în mediul rural la umbra pridvorului? Cum vă relaxați? La pridvor, mai corect. Da? Deci ați crezut un adept al mersului pe jos. Sau vă forțați? Păi e perioada de odihnă. Dincolo de fotbal, alte sporturi, eu știu, atletism, automobilism, basket, handball, jocuri de echipă, jocuri individuale, care sau sporturi? Poate să te surprindă. Cel mai mult mă uitam, din păcate sunt foarte rare, concursurile astea de haltere. Am plăcut foarte mult. Și cheionul. Care e modelul nostru? Antrenor, manager sau antrenor marionetă patru? Antrenor manager, nu? Numărul unu. Și unde veți continua? La birou, teren, catedră, locul de muncă? Unde îl vedeți? Păi n-am încotro. La catedră sunt deocamdată. Dacă mă mai dorește cineva, ceea ce nu se va întâmpla niciodată, mi-ar plăcea să mai revin. De ce crezi că domnul Lucescu la 78, eu m-am până atunci. Da? Dar cred că am făcut o greșeală când am renunțat. Iar acum timpul a trecut, adică lumea te judecă prin prisma și a vârstei și probabil, eu știu, a progreselor care chipurile s-au făcut în tehnologia de instruire și cum noi se zice că nu suntem la curent, da, updatați, da, nu știm nici cu calculatorul, parcă am fi prin peșteri rătăciți, da, în fine. Niciunul dintre elevii dumneavoastră sau ca antrenor nu vă mai cer sfaturile? Un profesor, Nea Marian? Nu neapărat sfaturi, așa, eu îi mai provoc. Acum, când ajungi antrenor și ești pe picioarele tale, nu prea să mai place să... Dar niciunul dintre ei n-ați, domnule, n-ați vrea să veniți în stafful meu să metodiți ca ceva? Nu, asta nu metodiz, s-a întâmplat, deși am o relație bună cam cu toți. Chiar și cu Dorinel Munteanu m-am întâlnit acum. Cu Emil sunt doi, mă întâlnesc în permanență. Cu Dică, pe care eu l-am promovat la FC Argeș, cu Niculescu, Stoican. M-am bucurat că foarte mulți dintre jucătorii mei sunt și antrenori. Dar au furat ceva de la antrenorul asta Marian Bond? Nu știu. Nu, adică nu, ce simțiți? Au luat? Nu, dacă au furat, că vedeți dumneavoastră, dacă, adică rigurozitatea, metodica... Da, bănuiesc că toți sunt preocupați să aibă, eu știu, rezultate. Acum, sunteți ce elegant, fac ei așa, acolo? Nu, dar nu știu și e foarte greu să te pronunți în necunoștință de cauză. Nu știu să zic că vă doare. Că sunteți o generație care ați făcut performanță dumneavoastră și alți antrenori și vedeți că ăștia tineri parcă nu merg pe aceleași percepte. Mulți dintre ei fac multe concesii cu cei care finanțează echipele. Mie așa îmi pare. Nu știu, eu sunt fericit că am făcut parte într-o generație de antrenori deosebită, deosebită. Poate să nu fiu modest, cred că vârfurile antrenorilor și rezultatele au fost pe măsură. Noi am creat, practic, generația aceea care s-a numit de aur. Și rezultatele care au fost destul de bune, atât la nivelul echipelor naționale, cât și la nivelul echipelor de club. Acum, ce se întâmplă, eu știu, e foarte greu de judecat, pentru că sunt foarte multe influențe. Acum, parcă nu antrenorul este figura centrală. Acum, figura centrală este patronul. După patron urmează jucătorii, după jucători urmează spectatorii. După patron poate intervin și chiar cei care televizează, pentru că multe echipe se spune că de la locul 8 încolo... Continuăm acum cu televiziune, mass media toată. Nu, mă refeream la cei care dau drepturile de... Se spune că de la locul 8 o echipă de la locul 8 în jos, în prima ligă, trăiește din drepturile de televiziune. Da, cred că e realitate treaba asta. Și atunci n-ai cum să ai progres, adică... Toate echipele care își fac bugetul încep cu banii de la televiziune, ceea ce mi se pare anormal. Eu eram antrenor, mi-aduc aminte, foarte bine. Nea Cornel Drăgușin mi-a dat dreptate.
La Liga 2 eram antrenor și am spus, doamne, stați puțin, de ce toți se plângeau de bani, de nu știu ce, că multe echipe nu au bani, jucătorii pleacă, sunt supărați, au rezultate proaste. Și am spus, de ce nu cereți ca federație la începutul anului la fiecare echipă bugetul pentru anul respectiv? Adică fiecare echipă să prezinte un buget pe care federația îl judecă și zice, cam astea sunt posibilitățile economice românești. Și cam asta și este zâmbesc. Suma la care să se întindă cluburile. Asta îi spunea atunci. Bă, Marione, pe cine acceptă chestia asta? Cluburile își fac bugetele pe parcurs. Păi dacă îți faci bugetele pe parcurs și rezultatele sunt tot pe parcurs. Și de ce zâmbesc? Am avut un prieten care între 92-94 a fost în Germania. A fugit, a muncit acolo. Și când a venit, mi-a dus acel DDB, așa, Deutsche Dame Federation. Și primele trei, nu, erau DDB... m-am gândit la un ziare. Da, nu, era o revistă care era cu primele trei ligi. Fiecare echipă la începutul sezonului avea bugetul trecut. Păi sigur că da, asta e obligatoriu. Deci acum 30 de ani. Sigur. La noi nici acum nu nici e acum, posibil și atunci nu ai cum să știi. Ești la mâna televiziunilor, la mâna patronului și încă o problemă, că vedeți dumneavoastră implicarea acestor case de pariuri să fie sponsor la o ligă de fotbal sau la ligi de jocuri sportive. Nu știu, nu sunt de acord absolut deloc cu treaba asta și cred că sunt unicul care n-am jucat niciodată la pariuri. Nici măcar nu știu cum trebuie procedat. Nu, dacă, se pare aiurea. Și să fii și sponsor. Ca și concept, tu casă sponsor, de pariuri, sponsor pe o ligă de fotbal, adică... Da. Adică la mintea cocoșului, că tu ți-a zis, bă, mâine dacă pierdeți, cât aveți prima? 1000 de euro. Păi voi luați 10.000 dacă pierdeți. Da, am auzit treaba asta. O gândești, nu știi dacă e sau nu e. Am auzit treaba asta, da. Unde da. E fotbalul din Craiova acum? Că ați pătimit pentru el și în teren, și pe bancă, și în birou? Păi am, cred că mă apropii de 100 de meciuri pe banca universității. Și campionat și cupă. Nu sunt echipe rele, din potrivă, eu spun de vreo 2-3 ani că cel mai echilibrat lot a fost al universității, Universitatea CS Universitatea. Și că ar fi putut să câștige campionatul de mult. De ce nu s-a întâmplat, chiar nu știu. Pentru că condițiile sunt cu totul și totul deosebite. Am înțeles că și financiar mă duc rău absolut deloc. Antrenorii au fost între cei mai buni. Bine, echipă bună are și FC Universitatea 1948. Dar cred că și acolo și la CSS, la CSU, s-a greșit tot rulând așa la antrenori. Prea s-au schimbat des. Adică antrenorul trebuie să aibă continuitate. Dacă n-ai continuitate, nu poți să asiguri omogenitatea grupului. Iar dacă nu asiguri omogenitatea grupului, nu poți să asiguri rezultatele. Adică omogenitatea mi se pare lucru cel mai important la o echipă. Vedeți că echipele astea mari au cam același grup de jucători. Și un alt lucru care l-am sesizat este faptul că se schimbă foarte mult echipa de la un joc la altul. Ceea ce mi se pare total anormal. Acum am luat-o pe asta că avem loturi numeroase, trebuie să joace toți. Și sunt jocuri din 3 în 3 zile sau la săptămână sau cupe europene. Eu mi-aduc aminte că, știu, cu ani în urmă, dar și actual, echipele astea mari șocă și din 2 în 2 zile și nu schimbă jucători, schimbă 2-3 jucători. Îi schimbă numai niște competiții de care nu sunt interesați. În rest, aceeași echipă joacă meci de meci. Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, avea lotul de 15 jucători. Deci jucau cei 11 și mai intrau pe parcurs Balint, Radu 2 și mai schimba pe Weissenbacher cu Bărbulescu. Rest, și Craiova Maximă cam la fel. Craiova Maximă la fel. Și mai intra din când în când Irimescu, mai intra Ciupitu din când în când, în rest aceeași Giolgău, echipă. Nu știu cum erau. Giolgău, dacă mai erau Morișcă erau, așa între Giolgău, da. Beldeanu, da, Irimescu. Cârțu și așa. Da. Da. Nu se schimbă echipa, adică lasă domne să joci. Să joace în continuu. Sau la portar. Portarul nu schimb niciodată. Dom'le, te-ai stabilit, ăsta e cel mai bun portar din grupul ăsta pe care l-am la dispoziție. Sau e cel mai bun portar pe care îl achiziționez. Dar pe ăsta nu-l mai schimb. Portarul este cel mai important jucător din echipă. De-aia și regulamentul pe vremurile era numărul 1. Acum nu se mai ține cont. Da, nu era numărul 1 pentru că e cel mai deci important. Deci rămâne în picioare butada aceea că cel mai bun antrenament e jocul. Și da și ba. Adică prin alte metode trebuie să ajungi tot la joc până la urmă, pentru că jocul îți dă perfecțiunea. Și de fapt, toate antrenamentele trebuie să le termini și cu un joc.
dar un joc tematic. Când o să mai fie și jocuri din astea de distracție, jocuri distractive. Dar majoritatea trebuie să aibă o temă. E bine că avem două echipe în prima ligă sau ar fi una și solidă. Ba nu, eu zic că e foarte bine, dar să fie o concurență loială, să nu mai fie disputele astea, eu știu, între patroni, între antrenori, că fiecare să-și vadă de treaba lui. Eu zic că Craiova e un oraș care poate să susțină două echipe. Asta am spus-o și pe vremea când era Electroputere. Adică se puteau susține două echipe, numai că și atunci oamenii unei grupări nu doreau și cealaltă grupare. Mai țineți minte că era Craiova și Electro sau Extensiv în Liga 1 și la un moment dat Electro Bere defila prin Liga 2, ce poți să avem trei echipe. Da. După care am ajuns să nu mai avem niciuna. Da. Și Constructorul jucă foarte bine prin Liga 3, CFR-ul foarte bine prin Liga 3, dar nu știu de ce atâta răutate când vorba aia, lumea atât de mare și e loc pentru toată lumea. România are potență pentru a avea un campionat de fotbal performant? Eu zic că da. Eu zic că da, numai să fie oamenii potriviți și la locul potrivit. Trebuie să apară și la noi această noțiune de antrenor-manager? Un mandat de 4 ani, de 8 ani, nu știu, de... În niciun caz nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ar fi de dorit, pentru că asta și e practic. Și până n-apare chestia asta, are cum să apară performanță. E lanțul acesta, spuneați dumneavoastră, antrenor, continuitate, omogenitate. Poate întâmplător, poate să mai apare și performanță, dar pe scurtă durată. Pe scurtă durată. Nu cu continuitate. Pentru că o echipă care obține performanță îți asigură și spectatori, îți asigură și frumusețea jocului. Și potență financiară. Potență financiară, sigur că da. Emulație, creează emulație. Pentru că, vedeți, la toate echipele mari, în fiecare an există o plecare sau două. Ceea ce e foarte benefic. Adică jucătorul... Sigur că da. Ajung la echipele astea mari jucătorii, chiar dacă sunt solicitați de alte cluburi, creându-se relația asta de grup, să refuze ei să plece mai departe. Să se atașeze de echipe. E fotbalul românesc așa un mercato permanent, pentru că pare a fi o poartă de intrare pentru Europa, deși nu prea mai pleacă niciun jucător din campionatul românesc la echipe puternici. Sau dacă pleacă, cum a plecat așa și vin. De ce? Pentru că aici se cere din terțe motive destul de puțin la jucători, iar când ajung acolo unde treaba e foarte, foarte serioasă, clachează. Foarte puțin au rezistat la nivel înalt. Au rezistat cei din generația de aur, care toți și-au făcut treaba acolo. Dar acum din ce în ce mai puțin. În afară de Stanciu, care în China vă că se remarcă, în rest, eu știu, cam toți bat pasul pe loc. Vom mai avea fotbal spectacol cum avea în anii 80? Va mai fi fotbalul românesc? Da, e bine, știe, roata istoriei se învârte, se mai întâmplă și minuni. Poate se întâmplă. L-ascultam azi pe domnul Becali și m-am mirat, pentru că e un tip echilibrat de regulă în ce privește, știu, jocul echipei. Spunea, avem contracandidat, nu stai, terminăm pe toți. Păi nu ați văzut cum jucăm, în ce viteză, nu, cum să ne ia mingea. Nu e așa, pe mine Steaua nu m-a impresionat. Moare pe finalul meciului, în toate meciurile a murit pe final. Dar nu m-a impresionat, a avut și adversari mai la îndemână, acum în începutul ăsta de... Poate îi scot bulgarii, să vezi atunci, Iureș. În fine, să sperăm totuși, să fim optimiști, că noi românii și special noi oltenii suntem optimiști, adică sperăm că de fiecare dată se îndreaptă lucrurile. Care e, știu, întâmplarea care v-a marcat cel mai mult pozitiv sau poate negativ ca jucător și care ca antrenor? Eu știu, ca jucător, faptul că n-am avut răbdare să mai rămân la universitatea, poate aveam și o Gemulețu, șansă. Gemulețu, nu? Da, poate aveam o șansă mai mare. Iar ca antrenor am făcut destul de multe greșeli. Faptul că am plecat de la Argeș, unde mergea foarte bine, la Național, unde iarăși erau niște interese. Faptul că am plecat de la Oradea, sperând că la universitatea chiar se dorește rămânerea în divizie. Da, ce să zic. Aveți regrete ca jucător, ca antrenor? Regrete există mereu. Adică tot timpul spui că Se putea mai bine. Pentru că sunt un perfecționist. Pentru că am făcut chestia asta, dar eu, ai bine, știe, eu cred în destin și așa mi-a fost scris. Asta este. În orice caz, au fost foarte, foarte multe mulțumiri. Care cele, fotbal, cele mai frumoase amintiri? Fără fotbal chiar nu vedeam rostul în viață. Am avut amintiri frumoase
destul de multe. Promovările astea, cred că am vreo 5-6 de la Bela A, am vreo 2 sau 3 de la Cela B, am locul 2, locul 3 în prima ligă, am câștigat vreo 4 campionate în Arabia, chiar dacă cu Under 19, dar acolo concurența e foarte mare. În 91, dacă nu mă înșel, am fost antrenorul anului. Am câștigat turneele astea ca antrenor la lotul național de tineret în China, în India și cu lotul B în China. Am cunoscut foarte mulți antrenori care au rămas în relații de prietenie. Am cunoscut foarte mulți jucători care an de zile m-au felicitat de sărbători, acum s-au mai înfuținat, că cine știe din ce motive, au mai uitat și ei de mine, au mai îmbătrânit și ei, au alte lucruri primordiale. În orice caz, faptul că am trăit într-o lume care efectiv m-a acceptat. V-a împlinit fotbalul? M-a împlinit fotbalul, da. Ce nu v-am fotbal, nu știu dacă puteam să fac altceva, deși la bază eram economist. Și am fost. Era interesant și lucrul ăsta, dar parcă nu eram de stat în birou. Sunteți din stirpea celor care... Virgil Bolan era profesor de istorie și a fost cel mai mare antrenor de tenis de bol. Neațâcă era handbalist. Nu? Da. Dar nu știți? A jucat handbal, a fost handbalist. Păi mă mir așa la fizicul. Extremă. A fost extremă și uite, a performat tot în fotbal. A fost și mediu propice, nu la Creava. Ați avut aici... Sigur că da, am avut jucători la dispoziție. De fapt, cam peste tot unde am fost, am avut jucători foarte, foarte buni. Și la FC Olt, și la Pitești, și la Oradea. Jucători deosebiți și am avut relații foarte bune cu jucători. Și la extensiv. Aș vrea tot să termin, tot îmi vine așa. Aveți vreun student care l-ați văzut, care are pasiune către a fi antrenor, manager? Antrenorii vor toți să fie, dar... Nu, studenții care vin astăzi la facultate... O fac ca să o facă. Da. Mai ales la asta privată, la care activez eu. Nu. Nu vedeți pasiunea, tot nu vedeți... Tot din lumea, eu știu, jucătorilor de fotbal. Deși și aici am niște semne de întrebare, pentru că mi se pare prea puțin să ajungi antrenor când școala de... antrenori cu categoriile alea, adică 2 luni, 3 luni, după aceea 6 luni. Trebuie să trăiești în iarbă ca să ajungi. În primul rând, cred că trebuie să ai o facultate ca să faci un adevărat antrenorat. După aceea, studiu continuu, activitatea de jucător nu e suficientă. Chiar dacă tu ai fost un jucător de top, chiar dacă ai 10 mape cu antrenamente, depinde cum le transpui, cum le pui acolo în teren. Pentru că nimic nu se imită. Adică totul trebuie transformat, la fiecare trebuie să adaugi sau să scoți câte ceva. Antrenorii de acum, tineri ăștia, sunt foarte entuziaști, sunt foarte încrezători așa în ei. Parcă lipsește modestia aia care ne caracteriza pe noi, pe toți, pe vremea aceea. Cred că niciunul dintre noi nu sărea calul. Care e rețeta performanței? Succesului? Păi se zice că munca, eu aș pune în primul plan aptitudinea. Adică să ai calitatea necesară pentru antrenorat, pentru că antrenoratul e o profesie. Deci, și ca orice profesie trebuie să o posezi, adică să știi absolut tot ce înseamnă profesia respectivă. Deci asta înseamnă învățătură. Și după aceea înseamnă și munca aia, devotarea, adică trebuie să fii 24 din 24, să zice. N-ai cum 24 din 24, dar măcar eu știu 14, 15 din 24 să fii preocupat de fotbal. Antrenamentul, studiu, eu știu, discuțiile care le ai cu staff-ul, cu echipa, cu administrația și așa mai departe. Adică un antrenor preocupat, cam asta trebuie să facă. Și rețeta de a continua când să treci peste eșecuri, când ai un eșec, să treci peste el ca să poți să continui? Asta e mai greu. Din punctul ăsta de vedere, eu chiar am suferit foarte mult. Mi-a fost foarte greu să trec peste eșecuri. Greu mi-am revenit. Și poate după un eșec a urmat un altul. Adică n-am avut o educație în sensul ăsta. Iar eu m-am autoeducat destul de greu. Este asta. Adică ar trebui să iei lucrurile mai ușor. Până la urmă, fotbalul este un joc.
Și ca orice joc are învinși și învingători. Poți să învinși tu azi, să pierzi mâine. Și atunci, eu știu, trebuie să uiți. Te-ai supărat, eu nu puteam să dorm. Numai că nu puteam să dorm. Mă durea tot corpul, nu știam dacă mă întreba cineva ce te doare, nu știam să-i spun. Era o durere din asta care nu era canalizată palpabilă. Da, pe ceva anume. Care dura și a doua zi, a treia zi, cred că nu mă comportam tocmai normal în antrenamente. După care îmi reveneam și, bineînțeles, începea, eu știu, ciclul obișnuit de pregătire al săptămânii. Trebuie să fii mai detașat. Mi-a plăcut enorm de mult discursul ăsta, a fost o lecție, dar păcat că nu mai sunt mai tânăr și antrenor. Discursul campionului nostru la David Popovici. Uluitor copilul ăsta, este uluitor, este genial. Adică ar trebui să învețe foarte mulți din modestia lui și din discursul lui. Unii care și gândesc, zic că e normalitate cum gândești și e normal să gândești așa. Da, dar trebuie să ai niște cărți citite ca să poți să, biblioteci. Să gândești așa și să vorbești așa. Da. Stimate domn profesor, oricând ușa e deschisă, întrebări vin așa pe parcurs în continuu, vă așteptăm oricând cu brațele deschise, profesorul de fotbal, nu, doctorul în fotbal. Vă mulțumim pentru ce ați făcut pentru Craiova și eu sunt convins și pentru ce veți mai face, pentru că sunt convins că va avea cineva dramul ăla de minte necesar de a apela, știți cum zice, dar cine n-are bătrân să-și cumpere, noi avem și uite, noi folosim. Petrișor, îți mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc și staffului tău, tuturor. Să ne vedem cu bine, să fim sănătoși și să avem parte de bucurii și cu fotbalul ăsta al nostru craiovean. Mulțumim mult de tot, doamnelor și domnilor. Avem, da, cadou pentru invitat din partea partenerului nostru tradițional Shieldup. Avem o husă pentru telefon. O rezolvăm după cu domn profesor. Shieldup și Dream Vision, partenerii tradiționali ai podcastului Petrișor Imperfectul Simplu. Cartea la final, că nu pleacă domn profesor până nu ne lasă un gând, dar ci să ne spună cât de răi am fost sau nu am fost din partea unui doctor în fotbal. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare la un nou episod. Shieldup, Dream Vision, Cristi, Dan, Laurențiu și Petrișor, vă mulțumesc că sunteți alături de ei și vă așteaptă la următorul episod.